Bun găsit! Rău n-ați nimerit nici de data asta, sunt Vlad Stoicescu și alături de colegul Ovidiu Vanghele, vă chem la judecata de acum, locul în care ne întâlnim, în seriile de joi, de la 8 până pe la 10. Salut, Ovidiu! Hai noroc! Bine am revenit! Bine ne-am revenit! Mă rog, sunt și pe jumătate ironic, după cum în cealaltă jumătate deplâng însuși faptul revenirii, sau de fapt contextul revenirii, nici n-am revenit noi bine, că deja este punte. Exact. Ceea ce desigur că îmi creează și anume frustrare. Asta este, dacă n-ai vrut să bugetărești. Ai... Mi-e teamă că neavând nici măcar cartea de muncă pe rolul vreunei instituții de stat, deja, cum să zic, scenariul ăsta din viața mea este caduc. Deci șansele sunt mici, da. Și în negura alegerilor trecute, evident, greșit. Ce faci, man? Ce să fac? Bine, uite, stai și mă gândeam asta cu puntea că... Era să te întreb dacă ai bateriile încărcate. Nu, n-am. Mai am doi la viață, cum frumos să spune, pe la bar. Fii atent, ne întreba colegul nostru din producție mai devreme, bă, avem azi telefon, și m-am trezit răspunzându-i, pe cu cine, tati, să avem telefon, că toată lumea este în punte, toată lumea e probabil cu șprițul în nas, ceea ce, sigur, deplâng, mai degrabă pentru mine decât pentru ei, că eu nu sunt cu de-asta, cu... apă, suc, de-astea. Mă rog, nu te-a împiedicat nimeni să-ți pui... în niciun caz nu eu sunt acela care ți-ar fi interzis să-ți pui alcool în păhăruț. Poate chiar îți mai dă drumul la limbă, deși e dezlegată... Ce mai vrei, da. Din punctul meu de vedere, câteodată, dincolo de limitele acceptabile. Da, uneori, dincolo și de limitele mele. Da. Ce să fac? Uite, dincolo de asta... Da, am fost câteva zile plecat, dar nu, cum să spun, n-am rupt orice legătură cu realitatea și am fost și eu. N-ai părăsit țara via aeroportul Otopeni, nu? Nu, am fost cu mașină. Eu am făcut-o constatând încă o dată dezastru aparent funcțional, sau mă rog, neminte guvernul României, care ar fi funcțional, care... poartă titulatura de aeroport, deși el e un cotecior. Eu v-am spus tuturor de 100 de ori că între 1 iulie și 1 septembrie nu se pleacă cu avionul decât dacă, nu știu, e vreo nenorocire sau ceva, sau e ceva de muncă și na, asta este. Altfel nu. Asta cu perioada concediilor în România nu e ceva de... cum să spun, de participat. Eu am trecut printr-un frumos episod de degringoladă totală, dacă tot am debutat cu, mă rog, nu e un subiect în sine ăsta cu aeroportul, dar am mai vorbit noi aici la măsuță, înainte să dispărem săptămânile precedente, am mai vorbit de Ministerul Transporturilor, am mai vorbit de Grindeanu, am mai vorbit de situația dezastruoasă din zona transporturilor și problema asta căreia putem să-i spunem aeroportul Otopeni a tot scos capul în vara asta. Da. Probabil că au remarcat-o pe propria piele și dintre privitorii noștri. În mod cert eu am făcut-o întorcându-mă de pe o insulă grecească. Am constatat că bagajul meu care trebuia să vină la banda 4 venea de fapt la 5, fără ca vreunul din sistemele informatice de pe aeroport Otopeni să menționeze asta. Adică toți așteptam ca proștii la 4, o oră jumate am stat să așteptăm la 4, întrebând oamenii dacă urmează să vină și tot personalul aeroportului ne dădea asigurări. Stați aici, stați bine, iată, și sistemul informatic ne arată că vine la 4. După care un băiat cu stație după o oră și jumătate a zis: vin la 5, mă, e pe banda de Barcelona.
faptul că ți-au venit totuși bagajele este o victorie în sine, nu înțeleg de ce te plângi. Pare, cum îmi spui tu, ce faci, tati, nu știi că așa e România, ce-i cu tine, na, așa zic și eu acum. Nu, e un dezastru, țara asta e un dezastru, dar... Noroc că avem benzi puține pe care vin bagajele și atunci poți să folosești puține. Atenția distributivă, știi, te duci ba la una, ba la alta. Avem benzi puține și pe stradă, și pe și pe spitale, și pe toate avem. Na, da, deci, ce să zic, mă alătur nemulțumirii tale. Partea bună e că ai scăpat cu puțin, sunt alții mult mai ghinioniști ca tine pe partea de aeroport. Ziceam că... Am scăpat așa ieftin, măcar pentru faptul că m-am întors, iată, da, știi? Adică asta, asta, de fapt asta nici e. Nici măcar mintea de pe urmă n-a funcționat. Da, au grecitate un ostaș în slujba țării grecilor? Sau n-am urmărit actualitatea grecească, dar păreau să n-aibă. Poate de-aia... Sigur n-am văzut sute de outdoor-uri. Da. Da, da, da. Nu scotea dintre tufișuri capul niciun general cu aspirații politice. Domne, dincolo de tâmpenii din astea, frivolități și panouri și oligofreni care se revendică a fi scriitori și așa mai departe, eu zic să... Ne ducem încet, încet către subiectul ăsta principal pe care îl considerăm noi subiectul principal al săptămânii, săptămânilor poate, că în niciun caz nu s-a terminat, povestea asta cu ce făceau niște doamne doctor la ATI-ul Spitalului Sfântul Pantelimon. Nu știu, vrei să faci tu un rezumat scurt, vrei să-l fac eu, vrei să încep eu cu... toată sinceritatea zic că de data asta nici măcar eu nu cred că mai e necesar vreun rezumat. Sunt absolut convins că 100% dintre privitorii, ascultătorii noștri știu măcar în mare despre ce e vorba în cazul Pantelimon, despre faptul că două doctorițe de la terapie intensivă sunt în arest preventiv în momentul de față, acuzate de omor. Acuzate fiind omor calificat. Adică este, cum să spun eu, varianta juridică a omorului cu premeditare, dacă pot zic așa, la din filme. Asta este cea mai gravă faptă în codul penal românesc, mă rog, dincolo de asta mai stasea, genocid și tâmpenii de genul ăsta. Da. Dar astea, omorul ăsta deosebit de grav, e cea mai gravă încadrare pe care o poate primi un om care a făptuit o faptă penală, de asta, normală. Dincolo, ți-am zis, de, nu știu, ai omorât o comunitate sau mai știu eu ce, de genul ăsta. Bun. Cred că ar trebui spus totuși că tot bulgărele ăsta a început să se rostogolească în primăvară, după ce un cadru medical de la Spitalul Sfântul Pantelimon a depus o plângere penală la parchet, semnalând faptul că în decurs de câteva zile muriseră în jur de 20 de persoane pe secția de terapie intensivă. Da. Deci un volum foarte mare de decese într-o perioadă foarte scurtă, extrem de scurtă de timp. Și atunci respectivei persoane i s-au părut ciudate circumstanțele întâmplării și a mers la parchet, a depus o sesizare penală și de acolo, sigur, procurorul de caz a intrat pe fir, a dispus tot felul de măsuri judiciare, printre care și supravegherea tehnică, nu? Avem în dosarul ăsta, în ceea ce s-a constituit până acum în dosarul de urmărire penală, că nu e finalizat încă cu rechizitoriu, avem inclusiv interceptări, stenograme ale convorbirilor purtate de aceste doctorițe arestate preventiv, de alte cadre medicale din Spitalul Pantelimon. Bun, ce e de spus de la început și na, dacă vrei să măcar să încerci să înțelegi, sigur, ca om din afara poveștii, povestea asta, trebuie spus că tot ce se întâmplă acolo se întâmplă într-un pe fondul unui scandal în
cadrul personalului medical de acolo. Deci există un scandal acolo cu o fostă șefă a ATI-ului, cu aceste două doamne pe de altă parte, cu o parte din asistenți care țineau partea, țineau una din părțile astea ale tărăboiului de acolo. Deci asta este o constantă care trebuie înțeleasă ca, cum să spun eu, fundalul pe care să petrec faptele, da? Trebuie să nu uităm că, să nu uităm practic tot timpul chestia asta. Să o avem tot timpul în minte, ea e cadrul în care se desfășoară lucrurile, da? Bun. Există un conflict de muncă. Da, nici măcar e un conflict din ăsta mognit, înțeleg că tot felul. Să ceartă oamenii la muncă. Deci nu e o chestie din asta, nu e un conflict de muncă în sensul de, nu știu, angajator angajați sau sindicat patron sau mai știu, e un conflict din ăsta la nivel acolo. Eu îți fac ție o cheie, tu îmi faci mie de-astea. Deci genul ăsta de lucruri. Bun. Totuși, ce s-a întâmplat acolo, trebuie înțeles odată ca fapte pur și simplu, că sunt niște fapte acolo, care sunt cumva dovedite de procurori dincolo de limita dezbaterii, o fi fost așa, nu o fi fost așa. Da? Deci sunt niște fapte care s-au întâmplat. Și o să începem cu ele, că așa ne place ziariși fiind să ne uităm la fapte. Da. Există dovezi absolut clare, necontestate, nici măcar de aceste două doamne, cum că ele au făcut niște lucruri care, conform IML-ului, conform bunului simț, conform cărților de specialitate, da, au dus aceste lucruri pe care le-au făcut la decesul cel puțin unui pacient. Aș îndrăzni să spun inclusiv conform procedurii de intervenție existente la nivelul terapiei intensive de la Sfântul Pantelimon. Și spun asta pentru că noi am văzut referatul de arestare preventivă, l-am parcurs și sunt acolo niște paragrafe în care actuala șefă a terapiei intensive din Sfântul Pantelimon descrie felul în care se intervine cu diverse terapii în procedurile de terapie intensivă și făcând referire la utilizarea acestei substanțe, noradrenalina, chiar șefa actuală a terapiei intensive de la Sfântul Pantelimon spune că creșterea sau scăderea acestor doze se face progresiv, se face treptat. Absolut. În majoritatea covârșitoare a cazurilor. Sigur, sunt câteva instanțe excepționale în care se poate face și o creștere bruscă sau o scădere bruscă a dozelor respective, dar doar în măsura în care fișele de observație consemnează niște efecte adverse care trebuie înlăturate imediat. Obligă la această tragere a semnalului de alarmă. Dacă dar nu ne aflăm în situația asta aici, pentru că niciuna din fișele de observație ale pacienților în cauză nu consemna existența acestor efecte adverse. Și atunci suntem în situația în care inclusiv conform protocolului de la Sfântul Pantelimon, scăderea trebuia să fie graduală, tocmai ca să nu bagi pacientul în șoc, nici printr-o doză prea mare, nici printr-o scădere prea bruscă, ci să-l ții în permanență la o anumită tensiune favorabilă vieții, dacă pot să zic așa. Bun. E important, am intervenit peste tine pentru că eu am văzut puțin vehiculat aspectul ăsta, cum au acționat doctorițele respective în raport cu practica formală de la spital, în raport cu procedurile consemnate scriptic. Corect. Au acționat greșit în raport inclusiv cu aceste prevederi, pentru că altfel am tot auzit teoria asta circulând pe piață, domnule, n-au știut ăia de la medicină legală să interpreteze ce au făcut doctorițele, că nu sunt de specialitate terapie intensivă. Conform referatului de arestare preventivă acestor două doamne, doctorițe, ele au încălcat inclusiv procedura existentă formal, scriptic, de intervenție la nivelul terapiei intensive de la Sfântul Pantelimon. Deci, prima discuție e asta despre care ai vorbit tu, cu această noradrenalină. Noi nu suntem medici. Nici pe departe. Nu ne revendicăm a fi medici. Am citit la oameni care înțeleg despre ce e vorba și cumva
e o unanimitate pe câteva lucruri. Că această chestiune, noradrenalina asta, este o chestie care, o substanță care ți se administrează pentru a-ți crește tensiunea atunci când este foarte scăzută, după aia cu ajutorul ei cumva dozând-o diferit în funcție de nevoi și de cum răspunzi la ea, ajungi să-ți o stabilizeze, practic, noradrenalina asta, stabilizează tensiunea. În același timp, cum ai spus tu, scăderea ei bruscă într-o situație în care ești practic praf, că de-aia ești la ATI, deci e clar că ești într-o situație medicală gravisimă, scăderea ei înseamnă la revedere, da? Scăderea ei bruscă. Scăderea ei bruscă. Da. Fără, cum spuneai tu, motiv clar care, cum să spun, motivul însuși ajunge să spună, bă, o scadu acum, că altfel moare de altceva, da? Da, da. Bun. Așa. Deci această scădere a noradrenalinei e prima și cea mai discutată poveste din, sau cel puțin așa am perceput eu cât am putut eu să citesc, să văd, na, ți-am zis, în prima parte a scandalului ăstuia nu eram în țară, am văzut și eu pe ce s-a scris în special online, am văzut un picuț la TV, dar prin astea, pe așa, ce am văzut, am văzut, dar pare că asta e prima discuție. Scădere, Ovidiu, că și asta merită spus, pe care aceste, cel puțin aceste două doctorițe au încercat să o ascundă. Noi nu suntem într-o situație în care ele iau o decizie medicală care este consemnată în fișa de observație și eventual argumentată și, acolo. Da, să pară că aibă un sens. Noi suntem într-o situație în care în permanență fișele de observație indicau că pacientul respectiv ar fi primit o doză mare, în vreme ce datele efective din injectomat, cel care injecta propriu-zis substanța în organismul bolnavului, arată că doza de fapt era foarte mică, deci există această discrepanță între ce scria în fișa de observație și ce era ce livra efectiv injectomatul. Da. Bun. Dincolo de asta, povestea asta cu scăderea dozei bruște neconsemnate, mai e ceva. Sunt oameni martori, că sunt martori în dosar, asistenți, asistente și așa mai departe, care spun că nu doar că nu se consemna în dosarul, în foaia aia în care, care e proba, e document medico-legal aia, dacă ți se întâmplă ceva în spital, aia ți arată evoluția ta și așa mai departe, da? Da. Deci nu doar că nu se scria, li se spunea explicit să nu treacă în hârtii această modificare de facto pe care o făceau ele umblând la așa. Bun, mai e ceva. Li se spunea să nu o facă, dar asistenții, conform documentelor venite dinspre parchet și cumva asumate atât de procuror care ia măsuri împotriva acestor femei, cât și de judecător care confirmă măsura, în cazul ăsta arestarea, cel puțin în primă fază, arestarea preventivă a celor două doctorițe. Da. Bun, asistenții înțelegeau că ce fac ele e greșit și încercau să suplinească cumva prin spatele deciziei medicului de a-i tăia această noradrenalină, băgând-o prin perfuzia de ser, pur și simplu băgând-o altfel, da, nu prin acest injectomat. De administrare. Exact. Uh-huh. Chestia asta îți arată că decizia însăși de a scădea e greșită măcar pentru un asistent, care asistent ajunge să zică, bă, eu nu pot să fac așa ceva, îl omoară, mă duc și bag eu. Vom discuta despre asta, că asta e posibil să fie o, cum să spun eu, o cale de scăpare pentru însăși doctorița, sau mă rog, doctorițele însele, cele două, care au luat decizia asta. Da. Pentru că... Care spune, pot susține că poate au greșit asistențe cu ceva. Au greșit asistentele, noi am decis așa și nu înțelegem de ce, cum au făcut, deci nu știm, nu mai suntem în cadrul formal în care medicul ia decizia și asistenta o respectă pe decizia medicului, că așa e, nu, așa e la spital. Da. Bun, ajungem acolo. Dar, dincolo de asta, eu m-am uitat în referatul de arestare și după aia în
referatul cu propunerea de arestare și după aia în motivarea judecătorului. Și mi-au rămas două chestii în cap. Și aș vrea să mă lași să ți le citesc așa, ca atare. Deci, astea două, după părerea mea, sau mă rog, cel puțin una, este dincolo de asta cu, cu noradrenalina. Uh-huh. Deci zice așa, martorul, nu dăm numele, a arătat că la un moment dat inculpata, una dintre ele, da, una dintre doctorițe, a început să observe faptul că, în ciuda modificărilor aduse de ea ratei de administrare a noradrenalinei la minimum, tensiunea pacienților nu se modifica în jos, în mai rău. Nu se știe dacă aceasta cunoștea cum compensau ei asistenții rata mică de noradrenalină administrată, deoarece nu s-au confruntat în vreun fel cu inculpata. Deci ea știa că le-a dat aia jos și ea nu mai mureau, practic. Asta, eu traduc, da? Zice așa, la un moment dat, martorul a observat la mai mulți dintre pacienții săi cărora inculpata le modificase rata, că aceasta din urmă le-a ajustat parametrii ventilatoarelor la valori sub 30, chiar și 10, în contextul în care, din experiența sa, a asistentului, toți pacienții conectați la aceste ventilatoare au setate valori de peste 50. Valorile de 50 și peste ale ventilatorului, printre altele, au rolul de a menține nivelul de saturație de oxigen a pacientului în cote normale, părerea martorului fiind aceea că prin setarea acestor valori la cote sub 50, saturația de oxigen scade, acesta fiind un alt mod prin care se poate ajunge la decesul pacientului. Da. Deci eu de aici înțeleg, nu știu... Această mărturie nu privește victima concernată în dosar, ci privește un alt pacient, nu? Spune așa, tensiunea pacienților nu se modifica. Deci vorbește la un fel de conduită generală, dacă pot zic așa, da? Ok. Da. Bun, acum, asta a fost una. Pe mine asta m-a dat peste cap, adică cum? Eu umblu acolo și mă aștept să moară. Adică să scadă tensiunea până mor. Și zic, bă, să moară, să nu uite, să ăștia nu mor. Bine, umblu la ventilator. Pentru mine asta e, deci e o mărturie. Eu nu sunt judecător, nici tu nu ești judecător, nu suntem aici, nu avem ciocănelul să dăm, să băgăm lumea la pușcăre sau asta. Cităm din niște documente care sunt, bănuiesc că sunt cumva verificate și de oamenii ăștia care au făcut, nu? Dosarul, că nu pot, dacă spun eu despre tine, l-am văzut pe Stoicescu aseară violând 4 copilași pe stradă. Te completez eu, nu e doar o mărturie, sunt multiple mărturii în cadrul acestui dosar și probabil că vor fi completate cu alte și alte mărturii. Absolut. Că materialul de urmărire penală e încă în lucru, el nu e finalizat cu rechizitoriu. E, multiple mărturii în acest dosar conturează următoarea stare de fapt. Aceste două doctorițe începuseră să practice genul ăsta de medicină de prin toamna anului trecut. Da, da. Adică cu secția ATI de obicei supraaglomerată făceau o selecție a celor care erau de lăsat, ca să folosesc chiar termenul folosit de una dintre ele. Adică, practic, din punctul lor de vedere, nu mai aveau șanse de supraviețuire, erau ținuți în viață artificial, fie cu noradrenalină, fie, iată, ventilați mecanic sau prin alte procedee medicale, și atunci ele începuseră cumva să trieze între aceste cazuri și să scape de pacienții indezirabili, ei devenind indezirabili în sensul în care, din perspectiva lor, nu mai aveau șanse de viață. Merită luptat pentru viața lor, cum ar veni, da. Îți mai citesc una. În perioada noiembrie 2023, sfârșitul lunii februarie 2024, martorul a avut un pacient bărbat, peste 60 de ani, despre care își amintește doar că era în salonul 5 sau 6, 4, 2 sau 3, căruia era deja administrată noradrenalină prin injectomat cu o rată mare, peste 15. Inculpata, una dintre doctorițe, a intrat în salonul martorului, a inspectat toți pacienții, apoi a încărcat o seringă de 50 de mililitri numai cu ser fiziologic, a venit lângă patul pacientului unde se afla martorul și l-a dat pe martor la o parte, a scos seringa
în care mai era noradrenalină, deci aia în care, cu care se băga la, cu injectomat 15 cel puțin, spune ea, și a înlocuit-o cu cea care conținea numai ser fiziologic. După ce a montat seringa cu ser, inculpata a pornit injectomatul cu aceeași rată cu care i s-a administrat anterior noradrenalina și a așteptat preț de câteva minute lângă patul pacientului. Pacientului i s-a prăbușit imediat tensiunea, iar pulsul i-a ajuns la zero, intrând în stop cardiorespirator. Martorul a început manevrele de asistentul, da? A început manevrele de resuscitare, care conform protocolului durează 45 de minute. Însă, după aproximativ 10 minute, inculpata i-a spus că este suficient și să înceteze manevrele. Să-l declare mort. Da. Nu și-amintește exact ce asistent i-a venit în ajutor în efectuarea manevrelor, dar oricum acel asistent nu a văzut modificarea seringii făcute de inculpată și... Da. Adică... Cum? De ce ți se par capitale pasajele astea? Sau, mă rog, de ce atragi tu cu o subliniere și mai groasă decât... Ce vreau să spun e că multe din detaliile astea au tot fost relatate de presă în ultimele zile, în ultima săptămână. Poate nu astea punctuale pe care le-ai menționat tu acum, dar cumva o descriere a atmosferei generale de la nivelul terapiei intensive de la Sfântul Pantelimon s-a tot făcut în ultima săptămână. Înțelegi că acolo era un fel de teatru al ororilor din punctul ăsta de vedere, adică efectiv niște persoane, sigur, abilitate medical în sensul în care aveau studiile de specialitate. Sunt doctori. Doctori, da. Niște persoane luau arbitrar până la urmă niște decizii cu privire la viața și moartea unora dintre pacienții din terapie intensivă și acționau pe cale de consecință într-o sistare a terapiilor de susținere a vieții. Fie că le scădeau doza de noradrenalină, fie iată că interveneau la ventilatorul mecanic sau că împiedicau inclusiv manevrele de resuscitare. Înțeleg de pildă că tot la dispoziția acestor doamne doctor nu se respecta nici măcar procedura cu privire la declararea decesului. Da, mă rog, trebuia să-l mai ții două ore în exact, exact situația în care și-ar... Protocolul la nivelul terapiei intensive spune că chiar și dacă nu mai există semne de viață, ții vreme de două ore pacientul încă conectat la aparate. Exact la ce era conectat când s-a produs decesul, că poate mai există, în ciuda tentativei de resuscitare, care durează 45 de minute și s-a terminat, s-a declarat omul mort, îl mai ții acolo, așa scrie procedura, n-am făcut-o eu sau tu, exact. Să-l mai ții acolo, că poate își revine. Bănuiesc că și-o fi revenit măcar unul dintr-o mie cândva, într-o situație de asta aproape miraculoasă, da? Și eu plec și de la premisa că există un raționament solid pentru care se procedează la modul ăsta. Că altfel de ce nu ziceți, scoți afară la aer curat sau la... Adică spune să faci ceva cu el. Da. Chiar și în situația asta. Da. Bun. Există mărturii care spun nu se respecta această perioadă de două ore. Exact, în continuare. Ba chiar în multiple situații am fost pus în situația să-i decuplăm după 20 de minute sau 30 de minute și să-i trimitem la morgă, să-i etichetăm pentru morgă. Exact în situația asta continua bucata asta ultimă pe care am citit-o. M-a întrebat de ce mi se pare mie înspăimântător. Păi, tati, mie mi se pare înspăimântător pentru că eu din asta înțeleg că, deși în România nu există o situație în care un medic, în orice variantă, scrie, nu scrie, scrie cu creta pe asfalt, ce face el acolo, să ajungă la concluzia, bă, gata, opresc, apăs aici și gata, am oprit. Da? Nu există în România legal, nu poți face asta. Și în același timp, toate, cum să spun eu, toate detaliile astea care, cum ai spus și tu, nu sunt doar astea. Astea sunt doar așa niște lucruri care pe mine m-au făcut să mi se strângă tricoul pe spinare. Da? Îmi arată o conduită care nu are nicio legătură cu ce ar trebui să facă un medic într-un ATI. Apropo de asta cu resuscitarea, în cazul omului ăstuia,
cazul cu nume și prenume pentru care ele sunt acuzate de omor, acolo resuscitarea asta a avut loc la un moment dat și a avut succes. Deci acolo a existat momentul ăsta de resuscitare, în a te înțeleg de la oameni care cu asta se ocupă, că mai vorbim și eu cu unul cu altul, ai o procedură cum ne luăm noi pastilele, da? Resuscitarea asta, că poți să, acolo ești la limită. Și când se întâmplă, vin ăștia și te refac. Sigur, te refac în starea aia în care ești tu, din păcate, acolo, Doamne ferește. Da, da. Dar chestia asta se întâmplă. E, și asta vin și zice, lasă, nu mai face. Gata, e mort. Cum faci asta? Cum să umbli să-i tai oxigen? Adică tu te uiți și zici, bă, păi eu am umblat la ăsta, la injectomatul ăsta aici și am pus unul în loc de 15 sau 20 sau cât e. Cumva faceți practic voi, asistenți nenorociți, să le băgați adrenalină asta, noradrenalină asta în ei. Da. Nu știu cum faceți, băgați în perfuzie. E, atunci bine, umblu la ventilator. Deci pentru mine asta este o, da, sigur, cu rezerva că lucrurile astea ar putea să fie neadevărate, dar în același timp, cu oarecare certitudine că totuși nu sunt niște vorbe aruncate de unul pe stradă pe care procurorul le ia și zice gata, mergem să-l băgăm pe Vanghele și pe Stoicescu, îi bagă jos. Bă, și un judecător acceptă, adică sunt niște filtre prin care declarațiile astea, valoarea lor de adevăr, a fost testată. Asta încerc să spun. Da. Deci, uitându-mă la faptul că există o oarecare certitudine, măcar pentru moment, în spatele acestor vorbe, eu văd aici niște oameni care s-au pus pe aia. Adică dacă totuși, bă, tu nu mori, mamă, statul nu mai moare. Dă-i ăla. Eu mă mir că nu s-au tras curentul, să oprească curentul în spital, că bănesc că toate alea merg pe curent și injectomatele și toate. Pentru mine e ceva inexplicabil. Absolut inexplicabil. Repet, e vorba de conduită a ta. Tu decizi, tu faci. Înțelegi ce spun? De asta mi se pare... Mă gândeam la... Știi, că... De asta mi se pare înspăimântător știu, să constat chestia asta. Da, grozăvia întâmplărilor e una, dacă plecăm de la premisa că aceste două doctorițe erau pur și simplu psihopate, și grozăvia întâmplărilor e alta dacă plecăm de la premisa că s-ar putea ca această privire pe gaura cheii pe care la care procedem acum în cazul Pantelimon să fie de fapt o privire la un fenomen sistemic. Păi, acum, și abia aici bun, știi, tu mă duci și corect mă duci. Faptele cam astea sunt. Deci, încă o dată, pe mine mă înspăimântă faptele astea ca fiind, nu știu, fapte ale unui om. Deci eu iau ăsta, beau din el. Tu te ridici, te duci la ușă, pleci. Adică niște lucruri pe care omul, el cu mintea lui, le gândește și le face după aia, nu? Da. Deci astea sunt niște fapte. Repet, cu toate asteriscurile din poveste, da? Bun. Ce credem de aici încolo? Până aici au fost fapte. Ce credem noi de aici încolo? Eu cred că așa se întâmplă, din păcate, probabil de ani și ani și ani de zile. Pentru că în România nu există ceea ce în țările civilizate există, și anume un protocol clar, care pe niște, bănesc că e ca la, nu știu, ca la problema matematică, cu niște bife. Ai 10 criterii, dacă ai îndeplinit 7 din ele, din păcate cam aia e. Și atunci intervin conform protocol. Sunt familia, anunț cu tare, anunț astea, fac drag și opresc oxigen și noradrenalină și ce eu mai băga, că nu, repet, nu. Ovidiu, în toate țările în care e reglementat legal acest mecanism, în orice caz decizia e luată de o comisie medicală. Absolut că da. Și când zic comisie medicală, vreau să subliniez faptul că e vorba de mai mulți oameni, de multiple specialități care ajung să formuleze tipul ăsta de concluzie. Pacientul e irecuperabil, e ținut în viață doar de aparate, deci, și nu există
nicio perspectivă rezonabilă a revenirii lui la ceea ce ne gândim viață normală sau da, măcar, da. Nu știu. Bun. Să nu fie, nu știu, într-o stare profund vegetativă. De-aia spun că în lipsa acestui protocol, orice face un om, un doctor în ATI, într-o situație din asta, fie că e constrâns să elibereze paturi pentru că nu se poate. Sunt oameni care rezistă, din păcate, pe life support, pe toate chestiile astea în ATI, poți stai și luni de zile. Tu fiind în principiu legumă. Și atunci cineva, cumva, trebuie să ia o decizie în legătură cu tine. Paliație n-avem. Înțeleg că nu există în România nici măcar un centru din ăsta rezonabil în care să spună, domnule... Avem paliație în centre private, dar nu tipul de paliație care necesită terapie intensivă. Asta spun, păi da. Ci un tip de paliație în care, sigur, am dureri, dar sunt pe picioare, conștient și vreau să-mi duc ultimele zile, ultimele săptămâni într-un loc unde să mă îngrijească niște oameni și habar n-am, eventual să-mi dea niște morfină sau whatever ce să-mi dea. Eu din nou spun... Mă refer la situații de oameni de condiție ATI, da? Care n-au unde să fie duși în altă parte, pentru că dacă îi duci în altă parte unde nu e ATI, iarăși trebuie să-ți asumi că e omorât, că practic nu mai au cum să le mai facă nici, nu știu, poate nici oxigen, nu? Sau noradrenalin, sau mai știu ce dracu trebuie să le mai facă acolo, că dacă îi scoți din ATI... E echivalent cu decizia, ieși afară din spital, mori, cred, nu? Bun, și atunci discuția pe care noi, ca societate, ar trebui dracului să o avem, dar nu avem, pentru că suntem conduși de ostașul la băncerc ăsta cu cartea lui și alte creaturi. Dom'le... Stai că guvernul e ciolacul, nu e ciucă. Ce mi-e geam, ce mi-e fenetră. Nimeni nu-și asumă o discuție serioasă despre asta, spună, bă, frate, în țările spălate pe dinți, uite, mi-a scris întâmplător și o să citesc, o să mă las să citez jumătate de mesaj, un mesaj lung pe care mi l-a scris o tipă, o fostă colegă de-a mea de liceu, care e medic ATI în Franța. Stai un picuț. Bineînțeles că nu găsesc, dar e important. Ia. Ia, fii atent aici. Ce așa, îmi dă niște exemple de, e o bucată, încerc să rezum. Sunt pacienți pentru care nu mai există niciun proiect terapeutic. În Franța ar fi fost LATA, se numește LATA, da, abrevierea Limitation et arrêt de soin. Adică limitarea și oprirea durerilor. Soin e durere, nu? Da. Chinului. Da. Nu știu cum să... Așa. În țările anglofone, EOLP, End of Life Process. La noi este un ostaș în slujba țării. Da. Deci dacă noi am avea așa ceva, o decizie, sigur, probabil nu luată așa, că vine aia și zice, dă bă acolo și oprește la și nu cumva să scrii în foaie. E mult mai grav de atât. Deci opreau, omul trebuia să aibă, să zicem, 15, da? Când era ora de vizită, trebuia să aibă 15, îi tăia la 1, da? Să încăpățâna, practic, să nu moară. Și venea ora la care puteau să-i vină aparținătorii să-l vadă, chiar dacă el era blană, da? Da. Și înainte să vină, aparținătorii ziceau, dă înapoi la 15, că poate vine vreunul, nu știi, poate are vreun copil care e doctor sau ceva, să nu zică, băie, ce e unul ăla acolo? Dă-i 15, că poate știe. Și punea 15 și după ce plecau aparținătorii de iar la 1. Uh-huh. Adică nu era o situație în care n-a fost atentă și ai spune, mă, 1. Adică nu o lăsa, așa era. Nu, dar ăsta e și motivul pentru care la startul discuției noastre am zis că sunt multiple elemente care conturează cât se poate de clar starea de fapt. Decizia era conștientă, implementată cu sârg și de asemenea se depuneau eforturi pentru a fi ascunse faptele. Era un efort activ din punctul ăsta de vedere. În momentul în care
tu scazi în injectomat, dar nu completezi în fișa de observație, în mod evident vrei să îți ștergi urmele, să nu le faci vizibile. În momentul în care, dacă veneau vizite, tu revii la valoarea normală, e clar că vrei să-ți acoperi urmele, să nu lași să se vadă felul real în care sunt tratați în respectivul salon. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu avem ce să discutăm. Asta este, adică, dacă știi că faci ceva corect, de ce Nu există o altă explicație pentru diferența dintre datele din fișe și datele din injectomate decât asta. Încercarea de a obtura vederea asupra realității. Exact asta e discuția. Dacă tu consideri că e corectă decizia ta de a-i da unul, că ce nu ai scris unul acolo? Că practic ți-o asumi. Da. Nu? Da. Asta încerci să spui. Asta este și pentru mine una dintre, cum să spun, unul dintre faptele foarte clare de aici. Da? Astea sunt fapte. Că dacă tu, toată lumea acum, domne, că n-au avut timp să scrie. Păi da, atunci de ce nu s-a apărat acum spunând, domne, sunteți nebuni? Păi noi am luat această decizie. E corectă decizia noastră. Înțelegi? De-aia nu au scris acolo, n-am apucat să scriem, dom'le, dar e corectă. Adică eu stau în spatele lucrului pe care l-am dispus eu, ca medic responsabil în situație. Nu e nimic. Am mâncat un pic de căcat și vreau să rectific. Aia cu arrêt de soin este oprirea îngrijirii, nu oprirea chinului, cum am zis. Nu mai amintesc franceză, iertați-mă, vă rog, ca să fie clar. Okay. Ne-a comentat cineva care se uită și na, simt nevoia să rectific ca să nu mă facă cap până la capăt. Na. Bun, deci aici suntem. Niște oameni au luat o decizie care în România nu poate fi luată și care e posibil, având în vedere, cum să spun eu, scutul pe care îl face comunitatea medicală în jurul lor, să fie o regulă. Și pe mine asta mă sperie foarte tare. Pentru că dacă e o regulă, cred că ar trebui să discutăm deschis despre așa și să știm că există situații în care așa se procedează. Uh-huh. Și ar trebui în primul rând pentru ei, în apărarea lor, să, cum să spunem. Dar și mie, de ce comunitatea medicală ar fi interesată de nereglementarea acestui domeniu end of life support sau zi cum vrei tu? Eu habar. Pentru că înțeleg să existe o opoziție din partea unui grup social în momentul în care interese directe, eventual pecuniare, materiale respectivului grup sunt amenințate. Aici nu e vorba de așa ceva. Nu le scad salariile medicilor de terapie intensivă dacă apare un protocol de gestionare a sfârșitului vieții pentru anumiți pacienți. Da. Nu rămân fără beneficii bugetare, nu li se taie sporurile, ba chiar îi ajută în activitate. Absolut, pentru că dacă eu lucrez într-o secție care este supraaglomerată și am inclusiv sentimentul profesional care poate fi frustrant, că îmi stau în paturi niște oameni care nu mai au nicio șansă și bat la posibil, ușă unii care mai au o șansă. Ar mai putea, da, exact. Și mă frustrează chestia asta și îmi dau seama că mor și ăia de la ușă. Adică și aici e un tip de decizie care, la care sunt obligat, știi? Sunt obligat să particip până la urmă la o porcărie care poate să fie inclusiv antimedicală. Tati, și atunci de ce comunitatea mea nu e prima care vine și spune, băi, oameni buni, hai să reglementăm domeniul ăsta. Particip la o porcărie și dacă cumva până absurd, pe fondul unui scandal intern între Popescu și Vasilescu, nu contează, poate s-au certat de la femei, nu contează de ce, mă duc la pârnaie. Mă duc la pârnaie. Pentru că în România legea, că uite, de-aia nu m-ai întrebat la început, iartă-mă, fac o glumă ca să ieșim din asta așa, că de ce nu mi-am pus picături din astea? Păi nu, că în România n-ai voie să conduci beat. N-ai voie să bei nimic când conduci, cu mașina. Nimic, niciodată. E, aici, ăștia, dacă chiar procedează așa când ajung ei în situația de a decide, Gigel moare, îl salvez, poate chiar e o decizie corectă, cum ai spus tu, că moare și ăla de acolo. Da. Da. Că ăsta oricum moare și atunci opresc aici. Dacă e un scandal sau într-o situație din asta, vine unul, face două poze și mă, cum să spun, mă zugrăvește
în maniera asta și vine parchetul și mă duc la pușcărie 25 de ani sau pe viață. Deci asta e omorul deosebit, ăsta cu omorul calificat cum ar veni, omorul deosebit de grav, înseamnă pe viață sau 25 de ani? Deci 25 de ani e dacă ai bulan, ca să ne înțelegem despre ce vorbim. Da. Da? Păi și atunci cum să-ți răspund eu la întrebare? Că mă alătur întrebării tale, o punem așa, cor, da? De unde dracu să înțeleg eu de ce oamenii ăștia nu vin să spună, băi, astăzi au fost femeile astea două, dar poate mâine sunt eu, poate pe mine ești tu, colegule. Hai să mergem, oprim tot, bă, oprim alea. Dacă nu veniți în două zile, nu vă așezați la masă și nu facem o hârtie care să reglementeze un protocol, nu știu, cum să nu, să-i zică ei cum vor, urs polar, cum vor ei acolo, noi oprim la toți și plecăm acasă toți. Da, bun, nu văd neapărat știi, cum genul ăsta de forțare a lucrurilor, oprirea întregii activități în saloanele de terapie intensivă din România ca să forțăm mâna guvernului. Dar există organisme care comunică pentru oamenii ăștia. Societatea Română de Anestezie Terapie Intensivă. Sunt chiar voci din partea acestei societăți care s-au exprimat public în ultimele zile luând apărarea doctorițelor, spunând că de fapt nu poate fi vorba de omor acolo, nu, dar eu întreb... pentru că există circumstanțe când faci o scădere bruscă. Dom'le, eu prima dată când am văzut tipul ăsta de reacție, sigur, nu sunt echipat profesional necesar ca să o contrazic, dar după aia, citind referatul procurorului, am înțeles că s-a încălcat până și protocolul de la Sfântul Pantelimon. Că și protocolul de intervenție în terapie intensivă de la Sfântul Pantelimon îmi reglementează situația asta și îmi spune, da, poți să scazi, dar nu brusc doza asta. Nu o scazi de la 20 la 1, o scazi gradual, de la 20 la 19, de la 19 pe la 18, pentru că, într-adevăr, pe termen lung, scopul e să stabilizezi pacientul la o doză cât mai mică. Da, da, pentru da, că o doză da. Mare te afectează. Îți bubuie alte și lucruri în tine. Și nu dacă da, iau 10 pe zi, mă duce să da, domnule, la spălături stomacale sau ceva, știi? Că da. Și atunci, ăsta e scopul. Faci o scădere graduală. Nu faci o... Degeaba vine acum terapie intensivă și îmi zice, domnule, sunteți voi proști, nu înțelegeți domeniul. Domnule, numai bine... Cum spui și tu, Ovidiu, vii și propui tema cu adevărat importantă și anume, băi, guvern, cum facem noi să reglementăm genul ăsta de situații în care, ca medici, în terapie intensivă, suntem confruntați cu alegeri de viață da, și de moarte? Da, ceea ce e ok, încă o dată, ceea ce cred că e ok. Eu de-aia mi se pare că medicul date, așa mi-l imaginez eu, ar trebui să fie cumva echipat inclusiv mental ca un pilot, sau ca, adică cineva care trebuie să ia niște decizii foarte bruște, foarte rapide și foarte clare, trebuie să aibă un, cum să spun, și sigur, să fie deciziile bazate pe protocol, adică transparent, să știi ce dracului face ăla. Și atunci eu întreb societatea asta de ATI, de fle, ok, noradrenalina că scădea, nu știți voi cum e noradrenalina, eu nu știu cum e, nu știu noradrenalina, n-am luat, nu, sper să nu ajung, dar cu ventilatorul? Păi cu ventilatorul, de ce umblă la ventilator? Adică ce voia? Nu știți voi la ATI, dar uneori e prea mult oxigen în om. Da. Și trebuie... Ce poate să spună societatea lui Pește, da? Deci nu se poate. Ce e mai important pentru mine, mă? Să apăr un om care... Man, ok, sigur, încă, femeile astea încă nu sunt vinovate. Hai să zicem, au greșit procurorii. Să dea Dumnezeu să aibă ele... avocați în instanță ca lumea care să spună, dom'le, nu este adevărat, să vină cu probe sale și să nu fi fost așa pentru ele, că înțeleg că ambele sunt mai mici de vârstă decât mine, sunt cu trei în față. E indicativ pentru tine dacă o persoană inculpată declară sau nu declară ceva la momentul confruntării cu procurorul? Pentru că pentru mine e, Ovidiu. Nu vreau să zic că asta mă împuternicește pe mine direct cu concluzia că sunt vinovate. Dar totuși, mai ales într-o chestiune de ultra specialitate, știi, care ține cumva de mecanismele prin care tu îți faci profesia. Și pe mine, dacă mă ia procurorul și mă întreabă cum am scris articolul,
Băi, discut eventual dacă e vreo chestie penală acolo și încerc să mă apăr cu mijloacele meseriei mele, repet, dacă am argumentele necesare okay. în sensul respectiv. Dacă ele aveau capacitatea să explice absența acestor date din fișele de observație și decizia de a scădea brusc noradrenalina de la un nivel foarte înalt la un nivel aproape de zero, de ce n-ar fi făcut-o? Eu încerc să... Nu neapărat să te contrazic, ci să pun o altă perspectivă lângă ce ai spus tu. Eu cum nu sunt medic, nu sunt nici magistrat sau avocat sau procuror sau, mă rog, magistrate și procuror. Și atunci eu zic altceva. E posibil să fi fost sfătuite să nu declare nimic până nu văd dosarul. Uh-huh. E o chestie care poate fi, pentru că nu știu dacă mă gândesc, bă, cine știe, poate e altceva, ce mor acuza ăștia, ce... Sigur, totuși spune, dom'le, fapta pentru care ești acuzat, pentru care te rețin, este omor calificat, da? Cred că atunci îți cam vine să spui, dom'le, stați puțin, despre ce vreau să vorbesc, spuneți-mi, întrebați-mă, n-am omorât pe nimeni, nu știu, eu așa aș face, omenește. Dar dacă sunt într-o situație din asta, poate un avocat în care am încredere și na, că de-aia am avocatul meu, da? Și am încredere în el și spune, nu declar nimic. Ok, nu declar nimic, până vedem acuzația. Uh-huh. Înțeleg? Nu că înțeleg, nici la instanță nu au declarat nimic. Da, 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 da. Da. Nu, dar avocații au vorbit da, în numele da. Inculpatelor. Nu știu, poate e o strategie care iarăși ține de un domeniu, de o zonă supra-specializată a unui domeniu, care e judiciar, da. Pe care nu-l cunosc. Eu mă gândesc la reacția pur umană. Da, omenește. Dincolo exact, de sfaturi de da. Avocat, dincolo de... În momentul în care bă, procurorul vine, tu ești medic. Da. Deci tu ești medic, nu ești, nu știu, nu mergeai da. Pe stradă da. Și l-ai călcat pe unul pe bătătură și te-a dat ăla în judecată și încerci să-ți faci strategia, să vezi cum scapi de da. Speța respectivă. Asta bă, tu ești zis, medic, omenește. Vine un procuror și îți spune, exact. Tu ai administrat criminal un tratament. Da. Nu, ai făcut... Adică nu poți să spui, domnule, eu nu declar nimic. Acuzația eu aștept să mă bagi pe arest preventiv, o să stau niște luni de zile pe arest preventiv și îmi găsesc eu dreptatea 2 ani mai târziu. Acuzația, așa cum o văd eu citind astea, nu este nici măcar de om, este că te-ai pus pe ei. Bă, asta e. Deci taia aia, bă, nu moare. Îi umblu la oxigen. Băi, umblu la oxigen. Mm. Și după ce îl văd că s-a făcut bucăți și scrie în protocol că trebuie să-l zici, să-i faci de asta resuscitare, așa, da. 45 minute, zic, după 10 minute, gata, lăsați. Băi, ești nebun? Băi, ești nebun? Adică ce poate să fie în capul tău altceva decât te-ai pus pe el? Aici e o discuție, nu știu, de aici încolo probabil o să mai tot sărim așa. Zice lumea, dom'le, care era totuși mobilul procurării să ne spună ce aveau alea în cap? Într-o primă fază și eu am fost tentat să gândesc așa, să zic, bă, totuși trebuie să-ți explice cineva de ce se întâmplă asta. Că trebuie dar să spun... știi că în mărturiile asistentelor și asistenților există câteva indicii în direcția respectivă. Sunt câteva mărturii care spun că finalitatea era decongestionarea terapiei da, intensive. Optimizarea activității secției de ATI. Dar pe de altă parte, înțeleg din, tot din mărturii din astea, nu era în anumite momente în care se întâmpla genul ăsta de optimizare, Doamne iartă-mă, a activității secției de ATI, nu era presiune pe ATI. Uh-huh. În altele poate era, dar în unele nu era, conform scriptelor, că acolo nu te duci tu în spital, te duce cineva, scrie undeva, unde, care secție, care astea, nu? Deci e sau nu e? Eu nu știu... Ți-am zis, într-o primă fază am avut și eu tentația să zic, bă, dar totuși trebuie să explice cineva de ce face asta. Adică cum ajungi tu medic să ai conduit asta față de omul ăla, bă, dă-l dracu, dă-l, măcar ai făcut un jurământ, dacă nu ai mai conștiință, dar ai un jurământ din ăsta, bine, și ăla e tot pe conștiință, nu știu. Sau ți-e frică de consecințele penale?
De ce? Poate și asta să funcționeze ca element care te împiedică, Ovidiu, să faci. Dacă compasiunea nu funcționează, dacă principiile profesionale nu funcționează, simplu fapt că știi că e ilegal, încadrabil penal ceea ce faci, păi și cred că el avea conștiința acestui fapt, că altfel nu și-ar fi acoperit urmele. Man. Adică îți acoperi urmele în momentul în care vrei să creezi aparența de legalitate. Aparența de legalitate în cazul de față fiind că mureau pentru că și cu toată intervenția medicală din terapie intensivă, organismele nu mai făceau față. Dar iată că cel puțin în unele cazuri, ele nu mai făceau față tocmai pentru că erau lăsate fără terapiile de ținere în viață. Da, dar încă o dată... Și atunci ele știau că fac ceva ilegal. Păi, da, dar... Da, dar vezi, e un paradox aici, că tu dacă... Ești un om, că totuși ești medic, ești un om așa compus, eu așa mă aștept, adică nu mă aștept ca medicul să fie un terchea-berchea, vorbesc cu el, știe ce spune, ce face. Și dacă are această conștiință a făptuirii penale în momentul în care umblă la aia sau umblă la aia, primul lucru pe care îl face un om conștient de asta și în același timp un om sănătos la cap, e să nu mai facă. Da? Adaug la asta, așa cum am precizat încă de la început, Eu în ATI-ul respectiv, în spitalul respectiv, trăiesc într-un conflict perpetu, un conflict poate care arde mognit, alteori mai izbucnește, alteori să mai închide, să mai stinge. Deci am și reprezentarea, nu dacă sunt sănătos la cap, am reprezentarea faptului că poate să fie dușmanul lângă mine care vrea să-mi facă rău, că noi ne-am certat aici. Nu o să fie cum sunt eu cu tine, vorbim ce ne trece nou în cap, că nu mă aștept ca tu, nu știu, să dai un cuțit în cap. Uh-huh. Dar într-un context din ăsta în care noi suntem într-un scandal în colectivul respectiv, eu mă aștept adică aș vrea să nu greșesc, că dacă e un scandal în colectiv, mă pândește Gigel care vrea să mă ardă. E inexplicabil. E corect ceea ce spui, dar există niște nuanțe care intervin în cazul ăsta punctual. Vorbim totuși de o meserie care are un grad foarte mare de autonomie. Adică cumva decizia lor, și se vede inclusiv în decesele provocate, era suverană în anumite contexte. Acolo nu e un mediu în care ți-e frică neapărat de superiorul tău ierarhic, pentru că tu ești stăpânul ultim al deciziei medicale pe care o iei și ai mijloacele să te acoperi. Uite, ai capacitatea de a face în așa fel încât fișa de observație să raporteze fals realitatea intraspitalicească. Deși ea trebuie să o facă adevărat. Nu, dar înainte de asta, tu ai capacitatea de a omorâ un om apăsând pe un buton. Da. Adică ăsta e primul lucru pe care tu, de care tu trebuie să fii conștient. Că tu, în virtutea locului tău de muncă și a prezenței tale acolo, echipat cu ce ești tu echipat, poți să-l omori pe unul apăsând pe un buton. Da. Sau dând un minus de 3 ori la cum or fi aparatele, nu știu că n-am văzut. Exact. Acum, de ce să faci asta fără... Da, nu știu, am tot spus-o. Ești într-un conflict. E posibil să-ți fie adversarul lângă tine. E posibil să afle. Cum să nu știi tu că injectomatele alea au memorie? Și poți să vezi unde... Sigur, se bazau pe faptul că se mutau. Injectomatele alea se mutau. Și de la nu există trasabilitate. Nu e trasabilitatea lor. Da. Dar și așa, dacă ești într-un conflict, adică tu într-un conflict trebuie să fii atent, să zici, bă, stai puțin, că poate e ăla, poate să nu mă vadă ăla, umblu acolo. Mi se pare foarte, 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 foarte ciudat. Sens, inexplicabil. Și acum mă duc la... nu știu, spaima mea cea mai mare. Spaima mea cea mai mare este că, 1, asta e practică, pentru că e practică. E plauzibil să fie practică, pentru că locurile într-un sistem sanitar sărac, cum e ăsta, sigur, sărac din cauza că se fură tot. S-a terminat dreacul de furat tot, sau, mă rog, încă nu s-a terminat. Locurile sunt limitate. Bănesc că starea de sănătate a românilor în general mai degrabă ne face predispuși
să ajungem pe la ATI mai repede decât, nu știu, pe norvegieni sau pe nu știu ce nație din asta, așa. Deci pare, într-un context ăsta foarte larg, că e logic să se întâmple lucrul ăsta. Să fie un popor bolnav, locuri limitate la ATI, deci bătaie pe ATI, deci decizii de genul ăsta. În contextul mai larg în care în legislația românească nu ai regula, nu ai acoperire pentru genul ăsta de decizii. Și atunci, în cadrul ăsta pe care l-am pus aici pe măsuță, mă tem că vom ajunge la o situație gen colectiv. Vine Piedone și spune, Piedone care a fost constatat vinovat de două instanțe, hotărâre definitivă, drept unul dintre vinovații, așa l-au găsit instanța asta, drept unul dintre vinovații pentru dezastru colectiv. Dezastru colectiv care a însemnat 64 de morți și niște zeci sute de răniți. Mai rău sau mai puțin rău răniți. Mutilați mai mult sau mai puțin, da? Ajunge să spună, dom'le, ce am făcut? A însemnat ca primarul, domne, de-aia am aparat, de-aia n-am știut, n-am făcut, n-am... Face contestație în anulare, intră la Pârnaie, hotărâre definitivă, face contestație în anulare, nu se fac alegeri în sectorul în care e el primar, un an de zile, după un an de zile iese în contestație în anulare, ce să facem, domne, asta e, astea zile, n-a făcut, fapta nu există, sau există, dar nu poate fi încadrată în legea penală, nu știu ce. Ceva de genul, cutuma bate legea. Uh-huh. Și atunci de asta mă tem eu. Cel mai rău. Nu cumva și în cazul ăsta să ajungem ca această cutumă să bată legea. Cutuma fiind, ce să facem, tată? Suntem proști, săraci, bolnavi, trebuie să luăm decizii și în același timp suntem conduși de niște cretini care nu și asumă o discuție societală. Zică, bă, haideți la masă că e nasol. Avem 100 de paturi. Tu știi foarte bine că genul ăsta de discuție nu va fi asumată de niciun actor politic în an electoral. Păi da, eu... E prea... M-am certat cu o dragă... E prea necreștinească, m-am dacă certa, îmi dai m-am voie certat să... cu o dragă prietenă, ieri la ora, nu știu, 3, care îmi spunea la fel. Și bă, voi sunteți zdraveni la cap? Păi eu dacă aș fi, cum să spun, într-o situație din asta prezumtivă să cad într-o capcană de genul ăsteia, în care femeile astea, să zicem că au respectat această cutumă, o prezum eu ca fiind o cutumă, da, în lipsa deci e doar o speculație a mea. Ele au făcut ce știau ele că să face. Și ajung să fie acuzate de ceva care la finalul unui proces de 2-3 ani de zile ar putea să ducă la închisoare pe viață. Băi, ești nebun? Și noi în același timp spunem, nu putem să discutăm despre asta că nu e creștinește că e an electoral. Păi, păi nu spunem noi aici la masă că păi n-avem să... nicio miză electorală, de-al de Ciolacu, Ciucă, Rafila și alți prieteni de la Palatul Victoria, ocolesc cu grație subiectul sau cu disgrație, că numai grație nu e în mișcările lor. Tu nu vezi că nu s-a adus nici măcar o secundă vorba despre necesitatea discutării și implementării păi, unui cadru legal care să normeze tipul ăsta de decizie de întrerupere a suportului medical în terapie intensivă în anumite circunstanțe? Mie mi se pare... N-a vorbit nimeni despre asta, cu atât mai puțin Ministerul Sănătății. Tu mai ai vreo așteptare de la Ministerul Sănătății să facă altceva în afară de capul nisip precum struțul până trece scandalul? Păi că asta da. Fac în momentul păi de față. Nu am înțeles, dar dincolo de asta, oamenii ăștia, ok, am înțeles că nu sunt toți ca mine și ca tine să se uite la Ciucă și să zică, Doamne ferește, mă, ce, toată lumea, cum să spun, are o strângere așa, o, ceva ține să spună, plecați bă și lăsați-ne bă. Bă, dar doctorii de ATI, adică eu am văzut poziția aia a societății semnată de doctorul Bubene, care înțeleg că este o somitate, nu-l contest pe omul ăsta, dar nu înțeleg ce are în cap, nu înțeleg ce e mintea lui. Dacă într-adevăr lucrurile astea făcute de aceste doamne, încă o dată, eu nu știu, poate la momentul la care el a avut reacția aia pe care a avut-o societatea română de ATI semnată de el,
poate nu știa de ventilator, poate nu știa de ăsta, de CPR, de cutare, poate nu știa de ele. Dar acum, dacă a aflat de ele, uite, poate, nu știu, îi trimite cineva, uite, bă, au aflat ăștia, uite, vorbesc ăștia acolo. Bă, hai să discutăm despre asta, bă, hai, nu să le lăm... Ok, să spunem, dom'le, noi avem încredere totuși în, cum să spun, în conduita, în profesionalismul și în conduita corectă pe care au avut-o aceste două colegi ale noastre, ne solidarizăm cu ele și, na, ne dorim să-și rezolve cât mai repede problema în justiție, dar dincolo de asta hai să vorbim despre ce e de vorbit. Nu să ne punem pavăză, nu știți voi medicină, da, dumne, nu știm medicină, dar ce umbli, păi, de ce umbli la ventilator? O să se sperie procurorul și o să închidă dosarul, nu? Că face scandal Societatea Română de Terapie Intensivă. Băi, eu sper să nu nici se măcar, întâmple. Păi nu, că nu o să se întâmple. Așa sper, tocmai să nu sunt ironic. Vreau să zic că nici măcar mizele cu adevărat importante nu par să le mai înțeleagă acești oameni din corpul profesional anestezie, terapie intensivă. Miza pentru ei acum e să regleze legal acest vest sălbatic, păi dacă nu vrei. E. Păi nu, asta trebuie să facă, păi, ei. Nu, asta ar trebui să fie mizală. Sigur, dacă țipă la procuror, procurorul, păi, nu o să se sperie să închidă dosarul. Dom'le, procurorul la faza asta, încă o dată, a acționat ca un robot. El a zis așa, Ovidiu, ai voie în România să... Și dacă am, și dacă n-am încredere în justiție, îmi e clar, și dacă aș fi medic de terapie intensivă, că trebuie să las justiția să-și facă treaba în domeniul ăsta și să, repet, și dacă am, și dacă n-am încredere. La fel cum un pacient care intră în terapie intensivă trebuie să aibă încredere în tine, medicule. Medicul ăla, da. Poate n-are încredere în spital ca idee, mai ales după ce vede grozăviile astea, dar n-are altă șansă, da, în momentul respectiv. Așa și aici. Lucrurile au ajuns din punct de vedere penal în punctul în care nu mai poate să mai intervină cu opinie contrară societatea Română de anestezie și terapie intensivă, dar ce poate să facă și ce poate să facă corpul ATI în general de profesioniști e să vină să provoace această discuție. Această discuție. Da, da. Hai să normăm legal că avem o dificultate când ne facem profesia. Exact, și după aia veniți cu procuratura după noi și facem 25 de ani de pușcărie. După aia ne uităm conform acestui protocol, nu, pe care îl facem, luând în calcul și mecanismele din alte părți și pregătirea sistemului nostru sanitar ca atare, nu, ca ATI-ul e ceva wow, e ceva, na, ține minte toți în pandemie, toată lumea, dom'le, n-avem patru la ATI, adică discuțiile care au fost. Și faptul că avem popor bolnav și faptul și faptul și faptul și pe toate punându-le la masă, luăm niște decizii pe care ni le asumăm. Sigur, în primul și... nu Rafila, nu știu, Ciolacu, adică creatura, nu trebuie să te aștepți de la ei să facă. Păi ei trebuie să-i forțezi să facă. Da. Păi ei trebuie să-i forțezi să facă. Spui, bă, de mâine da, încolo, dacă mâine nu se așează Rafila la masă cu noi, pentru că mâine pot să fiu eu, man. Mâine pot să fiu eu, păi mine tu, dacă tu, noi tu știi foarte bine că într-o situație de genul ăsta, de fapt, ai doi factori de presiune. Un prim factor ar fi media, presa. Și aici, sigur, râdem dacă vrei și închidem subiectul imediat, pentru că presa română, mai ales asta de televiziune, așa cum arată și e finanțată în momentul de față, nu va duce discuția asta în direcția corectă, nu va forța lucrurile în direcția respectivă. Discuția era, și atunci, la un moment dat, presa dispare... Îți mai rămâne corpul profesional, oamenii care sunt afectați de inexistența unui cadru legal care să normeze. Și corpul ăsta sunt profesioniștii ATI. Atunci ei trebuie să facă asta acum, oricât am țipa noi aici doi la masă. Tu vorbești adineauri, ai vorbit despre presă. Încă o dată au fost oameni care au spus că mobilul acestei crime momentan, pentru care s-a acuzate și probabil multe altele, dacă se vor mai demonstra, inclusiv judiciar, ar fi un blat pe care aceste femei îl aveau cu alea, cu pompe funebre. Adică, îți dai seama, discuția s-a dus într-o zonă din asta de lătură, de borătură, nici lătură, că lătura mai speldrea cu cazanul ăla sau în ce. E ceva monstruos.
nu așa se discută despre asta. Dar chestia asta livrată, știi, ca supoziție, nu? Nu exista nicio probă, nu știu, păi erau ale acționare la o firmă de pompe funebre sau... Ce probe au să vorbea la televizor? Dar există suspect, tâmpenie, un prost cu microfon, vomit, nu mă duc acolo. Erau discuții despre ne omoară, doctorii ne omoară. Bă, Antena, a luat Antena, care Antena până acum 2 ani, când auzea de procurori, se ridica tensiunea lui profesorul Voiculescu, da? Doamne, iartă-mă, am zis aproape fără nuanță de mișto, profesor Voiculescu. Deci, până acum, procurorii erau satana. Și dacă zicea un procuror că acum e 91 sfert, zicea, nu, firea al dreacu, în Londra e 71 sfert, înțelegi? Așa era. Acum... Au zis, procurorii perfect au dreptate procurorii. Deci ei n-au lăsat nuanțele astea pe care eu am simțit nevoia să le pun lângă afirmațiile din aceste documente din care am citat. Dom'le, nu știu dacă să sper că sunt adevărate sau că sper să fie false, dar pentru ideea de justiție sper să fie adevărate. Pentru că nu poți să vorbești despre un om și să-l acuzi de omor calificat doar că vine unul și spune... A omorât o doamnă pe un om. Înțelegi? Trebuie să fie niște lucruri acolo și eu sper că justiția s-a făcut, cel puțin până la momentul ăsta, cu mintea în cap, pentru că altfel e belită. Ăia au zis, doctorii, niște nenorociți, niște criminali, fugiți de la spital. Păi și unde ne ducem? În munți, la vraci, la ce gura mă-s? Adică trebuie un picuț de... nu știu, zdrăveneală la cap, da, ca să discuți despre lucrurile astea. Hai să vedem. Bun, faptele astea sunt niște fapte. Le lăsăm la o parte, ele se duc pe traseul lor. Asta zic, nu mai poți să mai intervii acolo. Acolo e o procedură judiciară care își va urma cursul, se va scrie un rechizitor, vor fi trimise în judecată, vor judeca. Mie, sincer, mi se pare... Având în vedere lucrurile astea, dacă astea pot fi probate dincolo de orice dubiu așa, mi se pare că inclusiv tentativele astea, da, dom'le, da, au intervenit asistenții și au băgat noradrenalină în pacienți, în alea, în pungile alea, pe lângă injectomate ca să suplinească, ca să nu știu ce. Deci noi nu mai suntem în situația unui act medical, cum să spun eu, coerent și suntem într-o situație din asta de balamuc în care fiecare face ce-l taie pe el capul și nu știu ce. Mie asta mi se pare o labă în cerc. Păi bă, nebunilor, discuția este că ăia vedeau că dacă îi taie aia, mor. Și atunci băgau ca să nu moară. Da. Adică mai contează cine băga dacă noi avem de-a face cu... Bine, nu erau, acum nici să nu ne în zona asta extremă, nu erau chiar niște oameni de pe stradă, erau niște asistenți de terapie intensivă. Da, domne, da, sigur, să spune, tu decizia doctorului, asistentul e rău. Iei tu decizia, dar de multe ori tu administrezi, deci știi cum se administrează substanța, știi să măsori mililitri, da, știi... Man, sigur adică că da, nu veneam eu să... Nu sunt eu luat de pe stradă, bagă și tu niște noradrenalină. Și nu era o situație în care să nu mai aibă cine să facă și să zică, bă, gata, mă duc și fac eu. Eu nu știu să trag cu... și nu știu ce să pun acolo, cum să pun poțiunea aia să fac. Da. Deci, discuția când o duci în zona asta, păi da, dar stați că dacă au intervenit asistenții, noi nu mai știm cum era corect și cum s-a întâmplat și... E tot o porcărie. Păi, lăsați discuția. Hai să discutăm acolo, în același context, și despre faptul că sunt infecții nosocomiale în Spitalul Pantelimon. Că sunt. Categoric că sunt. Știi? Da. Adică una e una și alta e alta. Te completezi exact în direcția spuselor tale, în direcția ideii pe care încerci să o subliniezi aici. Și anume că sunt o mulțime probabil de lucruri în neregulă la nivelul Spitalului Pantelimon și la nivelul unei unități sanitare medii statistice din România, dar nu ne interesează toate. Ne interesează acum intervenție în terapie intensivă în privința pacienților care sunt foarte aproape de sfârșitul vieții. Și din punct de vedere medical, pe baza unor criterii, se poate stabili chiar că nu mai au nicio șansă să mai revină la viață. Păi nu am... Ce faci? Asta e discuția. Ce faci? Și cu ce te echipează statul să faci ca reguli, ca proceduri, ca norme? Dacă nu te echipează cu nimic, atunci
o să preiau metafora ta de mai devreme cu degetul care apasă pe un buton și sistează unii terapiile. Atunci, degetul ăla va acționa arbitrar. Da. În cazul ăsta pe care îl vedem și poate în alte cazuri pe care nu le vedem. Da. Asta spun. Și eu nu vreau un deget să-l las să intervină arbitrar. Și din păcate noi suntem cetățenii unui stat care în prea multe situații lasă degetele să intervină arbitrar. A zilele groazei, Ovidiu, un subiect de care tu te-ai ocupat, un subiect pe care tu l-ai pus pe piață până la urmă prin munca jurnalistică. A zilele groazei îți arată în ultimă instanță că statul s-a prefăcut ani de zile că verifică are o formă de control asupra ceea ce se întâmplă în aceste azile. Și de fapt el doar mima statul. Cazul de la Pantelimon îți arată că statul mimează că are forme de control. Trimite corpul de control al Ministerului Sănătății. Nu găsește nimic. După care ministrul vine și ne zice era o cercetare administrativă. Păi noi vorbeam de morți și tu ai trebuit să te uiți de noi n-am trimis acolo, am trimis contabil și să facă verificarea, n-am trimis medic. Discuția acolo nu era dacă să fură miligrame de noradrenalină. Eu zic ce zice statul ăsta. Asta zice statul ăsta. Se face că are o formă de control în astfel de situații. Se duce colegiul medicilor. Nu găsește nimic. Înțelegi? Deci noi suntem în situația în care dacă dăm la o parte intervenția strict judiciară, controlul nejudiciar e... Da, nu există. E, cum să zic eu, e nu, nu doar că nu există, e o e ceva, o formă de ceva cu un cearceaf în cap care se plimbă prin cameră. Păi nu, dar fii atent. Jucând rolul unei stafii, știi? Nu, dar încoată. Eu tot mă duc la zona asta de profesioniști din ATI și oameni în, cum să spun, cu potențialul de a ajunge într-o situație de genul ăsta. Bun, hai să zicem că poate procurorul ăsta n-a înțeles nimic și el s-a uitat efectiv. Băi, ai voie să oprești alea? N-ai voie. A întrebat la IML dacă oprești alea, să consideră că l-ai omorât? Da, să consider. Și a făcut 1 plus 1 ori 2 plus 3 plus așa și a ieșit 7. Jos. Cu acuzație de omor calificat. Păi eu mâine pot să fiu eu. Bă, mâine pot să fiu eu, poate mai sunt scandaluri în alte 20 sau 50 sau 150 de spitale din România. De ce nu mă gândesc eu că aș putea să fiu eu? Adică e o chestie, noi am discutat aici... Tu te pui în papucii unui medic de terapie intensivă. Dom'le, vreau aia, am nevoie de aia, pentru că altfel... cum să spun, am nevoie de asta ca să-mi fie clare regulile după care eu îmi fac meseria mea. Mie la meseria mea sunt clare regulile și la meseria noastră ne sunt clare regulile. Sunt alte meserii, probabil unde sunt foarte clare regulile. Aici pare că nu sunt. Aici pare că nu sunt în contextul mai larg al lucrurilor. Da? În care tu ai spus, păi poți să ajungi în niște situații în astea, să iei niște decizii. Ai unul de 20 de ani care... e zdravă, nu știu ce, poate un accident de mașină sau nu știu, Doamne ferește, un căcat din ăsta și pe care ai șanse să-l, în 3 luni să-l alerge pe stradă. E posibil să bănuiesc că se poate asta. Și zici, n-am ce să fac în cazul ăsta, că uite, trebuie să-l țin pe omul de 100 de ani, care e paradis săracul, din păcate, pentru că și la 100 trebuie să, dacă, 100, dacă mai poți să mai faci 2 ani, să fii sănătos. Da? Și zici, nu pot să-l fac pe ăla, nu pot să fac, nu pot să mut, nu pot să nu știu ce. Știi? Și îl văd că ăla de 100 că nu mai poate. Sau de 130, na, ca să fie exemplu la maxim posibil. Dar nu pot să-l opresc în buton, că mă duc la prânaie. Că vine procurorul care se uită pe matematică, se uită. Ai voie să oprești? N-ai. Ai oprit? Da. Volei. Ce faci? Ce faci? Cum faci tu meseria ta? Și atunci de asta spun... Nu trebuie să-l aștepți pe ăla. Rafila care nu-și asumă, nu arată, știi că n-arată hârtia aia, mă? Am văzut colegii incredibil. De la Hot News se chinuie de zile bune să obțină acel ordin, practic e un ordin de ministru prin care Rafila a trimis corpul de control al Ministerului Sănătății în primăvară la Spitalul Pantelimon să verifice
ne zice ministrul acum, administrativ situația, nici de cum medical. Dar colegiul medicilor a venit să o verifice medical și nici ea n-au găsit nimic, pentru că, ce să vezi, s-ar fi uitat doar în fișele de observație. Acolo totul e farmacie, dar asta ne spun procurorii, că erau false față de realitate, raportat la realitatea, nu cele, ce băgau injectomatele și ce s-a întâmplat de fapt acolo. Da. Păi și atunci de ce să mă uit la alea? Că noi ne spune procurorul, ne la spune toată lumea. La alea s-a uitat colegiul medicilor. Nu te supăra, eu sigur acum, având mai multe date la îndemână, pot să mă întreb, da, oare colegiul medicilor n-are nicio tangență cu specialitatea ATI, terapie intensivă, ca să înțeleagă că pot exista diferențe între ce se consemnează efectiv în fișă și ce se consemnează în fișă și ce se administrează efectiv prin injectomat? Că asta dacă aveau reprezentat, eu n-am reprezentarea acestei realități ca jurnalist care nu se ocupă de medicină. Dacă mă apuc să investighez un caz de genul ăsta într-un spital, îmi iau niște luni de zile ca să înțeleg toate subtilitățile astea și ajung tobă în procedură acolo. Tu știi foarte bine că, de exemplu, noi în ce privește instituția BOR, Biserica Ortodoxă Română, când am pornit proiectul să fie lumină, eram, cum să zic, ca să-mi exprim plastic, bâtă în materie de reguli care guvernează relația dintre stat și biserică. Acum nu mai suntem bâtă, după vreo 7 ani de zile de lucrat subiecte. Pentru că noi am spus tot timpul și când predam și eu la școală și tu încă predai, le spuneam, bă, voi trebuie să înțelegeți terenul de joc, regulile, aia voi spui mâna pe minge, ce e aia offside, cum să face. Același lucru face orice ziarist, dar nu vorbim despre asta. Din nou, au fost oameni care au spus trebuia să fie un specialist consultat aici la răspunsul IML-ului. Bă nebună, păi ce căuta la oxigen? Deci ce căuta la oxigen? Ce caută să-i spui lui ăla? Scrie acolo cu 45 de minute, da. Îi spui după aici, lasă-mă, dă-l drept. Bă, ești nebun? Păi ce vorbim noi? Ce să vină doctorul, specialistul de la ATI? Procurorii am văzut în hârtiile astea. Au avut oameni specialiști de ATI. Da, man, normal că au avut. Specialiști de ATI pentru că și procurorii. Pentru mine, discuția asta nu există cât timp în fișele de observație nu consemnau realitatea factuală. Și dacă, nu doar că nu dacă fișele ar fi consemnat și totuși procurorul venea și zicea tu ai făcut aici o chestie criminală, că ai scăzut, nu contează că ai consemnat și că ai niște argumente pentru care ai justificat această creștere sau scădere bruscă a nu știu cărei terapii, atunci da, puteam să am genul ăsta de discuție. Dar eu nu vreau să am genul ăsta de discuție acum cât timp fișele erau mincinoase. Apărarea publică față de povestea asta cu fișele este mare căcat în ATI, tensiunea asta mare, sigur că e. Eu întâmplarea face că am văzut în ATI, am fost... Acolo sunt niște proceduri foarte stricte. Da, absolut. La fiecare oră, la fiecare 2 ore, scrii în fișă. Da, domne, știu. Este o realitate ongoing pe care o consemnezi și consemnarea în sine face parte din meseria ta. Da. Nu există niciun moment în care tu zici n-am timp de asta. Asta spun ei, practic, acum. Domne, în anumite situații n-are nici dracu timp să scrie acolo și asta este marea vină pe care le-ați găsit-o acestor două femei care nu știu ce. Știi că aici uite, nu e vorba de o zi sau două sau trei cu date neconforme între injectomat și fișe. Sunt 10 de zile acolo. Asta e apărarea, da? N-au avut timp, domne, pentru că în ATI e haosul ăsta cu tare, nu știu ce, plus acest conflict în care asistentele nu fac, sunt într-o de-asta și să pun contra curentului și după aia declinare a tâmpenii. De acum încolo o să o sugem, pentru că o să ne ducem toți la ATI și în loc să intervină, să-ți facă ceva, ăla o să stea să scrie, că după aia uite, se duce la pânăie că n-a scris. Bă, suntem proști, ce căuta la oxigen? Încă o dată! Deci, iau ce spun oameni. Ce căuta la oxigen să faci? Deci nu discutăm. A fost un specialist, habar n-au ăia de la IML, da, domne, o fi ok să-și dea IML-ul cu păia, dar trebuia să fie un specialist în ATI și un nu știu ce. Păi, procurorul ăsta, nu-l cunosc pe om, chiar nu-l cunosc. Întâmplarea face că știu pe cineva din echipa extinsă a dosarului ăstuia, dar nu pe procurorul de caz.
el probabil că la fel, temându-se, bă, de unde dracu, el a făcut codul penal la școală, nu noradrenalina și funcțiile ei, în, că e altă meserie. L-a chemat pe unul, dumneavoastră, ia vină cu asta, stai jos. Ce e asta? Ce se întâmplă dacă... Că așa se face, așa aș face și eu, așa aș face și tu, asta vorbeam, nu? Nu știm, nu ne pricepem, dar dacă e să facem, ne documentăm, vorbim cu cineva, cu specialiști. Au avut specialiști procurorii. Și o să zic că da, dom'le, da, uite că mare căcan au scris în foaie. Tâmpenie. În încheierea acestui calup al emisiunii, că avem deja aproape o oră și jumătate, da, să știi, de discuție pe tema asta, sunt oricum convins că la edițiile următoare ale judecății, sub diverse forme, vom mai reveni la cazul Pantelimon, dar deocamdată în încheiere aș vrea să te întreb o chestiune, sigur, probabil că o să te pufnească râsul la auzul întrebării, dar tot cred că e o întrebare importantă pe care ar trebui să ne-o punem, chiar dacă nu primim niciun răspuns. De ce crezi că, sau cum comentezi tu tăcerea prezidențială în toată povestea asta? E la mare, tati. Nu, nu e... Știi, e, adică totuși, e deasupra lucrurilor. Ovidiu, dincolo de, da, personajul ridicol Iohannis, nu, și de faptul că sigur nu ne trădează așteptările, chiar ne așteptam să nu zică nimic. Totuși e un caz care zguduie, nu societatea, încrederea societății că merge la spital... Și e ținută în viață sau nu e omorâtă cu bună știință. Sunt... Cum să nu iasă în mai bine de 7-10 zile principalul factor care mediază între stat și societate să zică ceva, orice? Măcar ce a zis atunci când primea medalia aia nenorocită la Aachen și a zis că statul român a eșuat. Știi că l-a prins o decernare de asta? L-a prins cu un spital incendiat. În România ardea un spital și Iohannis colecta medalie la Aachen pentru protejarea democrației în Europa de Est. E, da. Și întrebat acolo la Aachen cei cu spitalele astea care ard pe bandă rulantă în România, a avut, cum să zic, bunul simț sau răul simț să zică măcar atâta lucru. Din păcate, statul român a eșuat față de cetățenii săi în ce privește asistența medicală. Acum nimic, tăcere. Răspunsul meu este următorul. Cred că povestea se oprește la suprafață și anume, ăsta este omul, asta înțelege el din misiunea lui asta de care zici tu, de a media în societate, între niște grupuri, în niște situații din astea, limită, completez întrebarea. Acum 3 ani și un pic, nu cred că sunt 4 de atunci, era plin, cel puțin în București, de panouri cu doctori, cu de-alea, cu mulțumim. Mai ții minte? Uh-huh. Pentru că da, medici în pandemie au fost nene, n-au ținut în viață, pe câți au putut să țină în viață, da? Am prieteni care au fost în linia întâi la COVID și care au slăbit 20 de chile. Sigur, îmi pare rău că n-am fost și eu medic la COVID, că uite, mi-ar fi priit, scuză-mi glumița. Deci oamenii aia, acum 3 ani, erau eroii unei țări. Oricât de cretin ai fi chiar și la nivelul ăsta de imbecilitate pe care îl deține președintele nostru, șochează. Acum 3 ani erau, cum să spun, o misiune istorică ați îndeplinit, sunteți eroii noștri și acum îi târnosește toată lumea și scriu, spune ea, au șpagă de la ăia cu coșciuge și cu... Băi, ești nebun la... Adică, unde suntem? Sigur că e nevoie de intervenție, e corectă întrebarea ta, nu râd de întrebare în sensul că mi-ai pus o întrebare, uite-l și pe ăsta ce mă întreabă. Râd de... Cum să spun? Râd de rușinea ăstuia. Ăsta e un om, cum să spun eu... Vezi, noi aproape că suntem în situația în care noi ne simțim inadecvați ce mai face Iohannis. Ne așteptăm de la el, da. Nu e, sunt foarte multe lucruri aici. Uite, hai să mai completez cu o informație, cred că e importantă. Tot așa știu de la cineva care lucrează întâmplătorie cadrul medical la Sfântul Pantelimon. Una dintre tipele astea două
a fost an de zile medicate în Franța. Adică nu e una, nu știu, făcută la apelul bocancilor, a profesat meseria asta într-un sistem sanitar mult superior ăstui al nostru, fără discuție, adică bănesc că suntem în unanimitate aici, da? Da. Deci femeia asta nu e o tâmpită. Ceva a făcut-o să facă lucrul ăsta. Dacă nu le-a făcut, nu știu, pentru ea, măcar sper să se poată disculpa. Da? Deci nu e o tâmpită. În același timp, nici procurorii nu par a fi niște descreierați, că totuși e filtrată, nu? De o instanță. O instanță a zis, da, dom'le, trebuie să le băgăm jos. Doamne ferește. Deci, situația e dramatică pentru, la nivel societal. Să uită lumea. La fel, informații există, sunt deja publice, au scris multiple outlet-uri de presă despre faptul că oameni care sunt luați cu salvarea, când aud că sunt duși la Spitalul Sfântul Pantelimon, dacă sunt conștienți, urlă să-ți bat, nu vreau acolo. Mm. Mi se pare iarăși o chestiune în care cineva, o autoritate, trebuie să intervină și să, cum să spun eu, să medieze, cum ai spus tu, între niște... Într-o anumită măsură să calmeze lucrurile. Să calmeze, exact. Într-o altă măsură să explice lucrurile. Da, aici sunt încă lucruri care sunt neînțelese și să rostogolește această neînțelegere, iar tăcerea unor factori precum președintele Iohannis alimentează și mai mult această neînțelegere. Deci noi, uite, întreabă Silvia aici, zice, dar poate procurorul să demonstreze că s-a administrat altceva decât scria în foile. Dar, dom'le, pentru că injectomatele au niște... Nu, că s-a administrat altceva. Nu altceva. Nu. Altfel decât scria în foaie. Da, cantitate, da. Cantitățile, wise, da. Astea sunt... Deci era să oprește ăla. Îndrăznesc să spun că probatorul există deja din această perspectivă. Iar pe partea asta de trasabilitate și așa, există niște poze făcute de asistentele astea care erau martore la toată povestea și arătau că se vedea pacientul că e, nu știu, eu, nu tu, că se vede, și injectomatul se vede acolo, că are un număr, o ceva, și după aia poți să te duci să vezi pe el, pe injectomat, care are o memorie, ca la calculator, nu știu, de exemplu să dau. Da. Deci, astea pare că sunt destul de clare. Încă o dată, ce spui tu? Păi de ce nu vii să te aperi? Ce aveți, nu sunteți nebun? Nu e ăla, era alt injectomat, era nu, deci nu. Povestea e gravă și da, e, cum spun, comportă o intervenție din partea autorității. Da, uite, Rafila a dat ieri o declarație, îl vedeam, fugea pe un hol, pe acolo, stați, domne, că eu nu, astăzi, că nu-mi dau demisie. Da, vezi, mi se pare că totul e o frivolitate. E vorba dacă își dă sau nu își dă Rafila demisia. E bambiliciul ăsta cu hârtia pe care nu vrea să o arate. Ce a însărcinat el corpul de control să facă, mai exact? Și a nu fost, vrea să arate hârtia respectivă. Guvernul e în altă realitate. Guvernul în momentul de față merge la slujbe de Sfânta Maria, știi, există alte tipuri de priorități și alte tipuri de proiecții publice. În perioada asta, parcă nimeni nu e interesat. Domnule, descurcați-vă voi, medicii eventual, și să clarifice justiția speța. Aici e... Vezi, Ovidiu, vezi de ce zic eu de fiecare dată că e imposibil într-o țară ca justiția să facă țara aia bine, oricât de bine ar funcționa justiția, nu că la noi ar funcționa, că funcționează și justiția prost. Dar oricât de bine ți-ar funcționa justiția într-o țară, tu nu poți să rezolvi doar cu justiția domeniile publice care funcționează, nu, deficitar. Nu, păi și aici, că nu, teza mea nu e asta. Tu cu justiția, poate o să clarifici cazul ăsta, speța celor două doctorițe. Dar doar atât. Politică publică. Dar doar atât. Încă o dată, eu altceva vreau să spun. Că aici, uite, vezi, venim spre... Eu cel puțin simt nevoia să spun asta și aici n-am nevoie, că am eu totuși competența acestor 22 de ani de când fac meseria asta. Vezi, bă, ce înseamnă să nu ai presă care să facă agenda setting, care să pună presiune, care să facă, care să dreagă, care să... Pe Hot News, care înțeleg că împinge pentru obținerea acelui document, îi poți șunta, chiar dacă Hot News sunt mari.
Înțeleg că și B1 e în zona asta împins. Rafila dă-ne o, ăla, ordinul până care ai trimis corpul de control acolo. Înțeleg că suspiciunea, de fapt, este că n-a fost trimis corpul de control, ci un fel de o vizită de curtoazie, adică ceva monstruos în condiție în care acuzațiile cunoscute din aprilie și suntem în 15 august, sunt grave. Apropo, paranteză scurtă, unde am mai auzit noi asta cu un lucru cunoscut în februarie, era atunci, ianuarie, târziu, februarie, explodează și toată lumea zice, uite, dumne, ce era acolo, ce se la zile, cum unde? Exact, da, așa. Scuză-mă, paranteza, că scuză-mă că poate că pare că mă umflu eu. Chiar eu am invocat mai devreme paralelismul dintre aceste două cazuri când ți-am dat acel argument legat de necesitatea prezenței statului ca mecanism de control, că altfel câte un deget apasă în mod arbitrar pe un buton cu consecințe dramatice. Și eu îți mai spun dacă ceva. Tu ești șef de centru, precum la zilele groazei, și nu te controlează nimeni, faci ce vrei cu amărâții ăia. Dacă tu ești medic în terapie intensivă și iei tu de unul singur decizia să sistezi life support-ul pentru că vrei să eliberezi patul, ești din nou într-o zonă în care poți să ajungi la decizii, cum să zic, care te pot condamna pe viață la pușcărie, dar nu, măcar. Dar nu doar pe tine. Și sigur. Care nu le pot da celorlalți încrederea că lucrurile funcționează într-un regim care e etic, nu, e procedural, atent. E normat. Păi și avem nevoie, Ovidiu, de credință. Dacă eu intru într-un spital și mă gândesc, bă, s-ar putea să fi intrat în ziua în care mă tranșează cineva. Da. Păi, nu mă duc. Păi gata, a dispărut, da, din capul meu ideea de spital. Da, iau două piramidoane, deci, mă uit pe net. Nu mai există idee de spital, există doar... Da. Mă uit pe net și ajung din nou la spital când deja toată lumea o să zică, tati, nasol. Hai să continuăm pentru, nu știu, un minut, sper, nu mai mult, paralelismul ăsta pe care l-ai propus tu cu centrele și ăsta. Păi, man, după ce a izbucnit povestea, sigur, și-au dat aia doi firea și cu maimuțoiul la demisia, a venit asta, creatura asta de la Ministerul Muncii, Bucura miau-miau asta, domne, gata, ce nu se mai poate, trebuie să rezolvăm aici situația, că este nenorocire, deci nu mai se poate, cum frumos să spune. Și a rezolvat. E mai rău, e mai simplu să fii un godei, eu cu tine mâine, să fim noi doi godei mâine, e mai simplu decât era înainte de marea revoluție pe care ne-a anunțat-o asta. A fost la televizor, nu se mai poate, gata. Deci până aici, oamenii noștri vulnerabili nu pot fi tratați așa. Iartă-mă că am tonul ăsta, dar așa a fost. Adică, gata, ne-am suflecat mâinice, dracii vă găsești. E mai simplu astăzi, pot să demonstrez totuși că mă pricep la zona asta cât de cât. Pot să demonstrez că e mai simplu astăzi. Doi la mână. Exemplu. Acum, nu știu, era de pantaloni scurți, mai iunie, colega noastră, Carla Tănasie, găsește la, cred că am vorbit și aici, nu știu dacă am vorbit aici, nu mai știu, la Târgu Mureș, un caz, beneficiar într-un centru de GSPC cu niște probleme mentale, dar, cum zic, vizitat de familie, așa, de centru DGSPC, deci nu de ăsta privat cu contract, deci om de la DGSPC. Directorul, exact ca la Godei, un an mai târziu, după Godei, omul zice, nu trimitem, nu chemați nicio salvare, avea o escară, o ceva, îl operez eu, medic de familie la bază. L-a operat, l-a omorât, om, a murit omul, a murit omul. Ce crezi tu că s-a întâmplat? Unde crezi că este omul ăla, ăsta? Astăzi, acum, uite, când vorbim, e cât e? 21-40. E directorul ăla, la centrul ăla. Superb. Bă, suntem nebuni? Adică, sincer, asta e țara asta. E normal că sunt la pelerinașele alea, că au plătit presă și Antena 3 și zice, cum vă simțiți aici la pelerinaș, la unde, la băia, ciucă-nțe că e la Constanța.
Ciucăi la Constanța, Ciolacul e la mănăstiri în Moldova, cu nu știu câți președinți de consilii județene. Strângeți hora, nu fiți hoți, cum frumos spune, știi, ce militura cu strângeți hora, nu hora popească. Chiar, da. Trebuie să o dăm în frivolități, că altfel o luăm cu capul. Deci asta e țara. Dacă oamenii ăștia, repet, nu fac presiune ca lucrurile să întâmple, ce s-a întâmplat după povestea asta până la urmă? Și a demisia maimuțoiul ăla, un psihiatru, un diacon. Care înțeleg că era un fel de consilier onorific al lui Rafila, da, da. Nu? Și care, cum să spun... Stai un pic, și și-a mai dat demisia și șeful corpului de control de la Ministerul Sănătății. Care, înțeleg, Rafila a zis mai întâi... Dar a rămas în minister. Adică să nu înțelegi că ăla a dispărut din minister. Nu mai e șeful, că e nu doar mai e corp. Șeful, e... dar e funcționar public în Ministerul Sănătății, da, și da. Continuă pe poziția respectivă. Să nu crezi, da, că a dispărut omul din peisaj, doar că nu mai e șeful corpului de control. Da. Deci, cam asta e poveste. Cam asta e poveste. Nu știu ce o să mai întâmple, dar este înspăimântător cazul ăsta în toate declinările lui posibile. Și da, probabil că cel mai nasol este la nivel societal, când nu mai ai încredere beneficiarul actului medical în ăla, nu mai are încredere în ăla care îl furnizează. Pentru că nu cred că e o discuție numai de la ATI. E posibil să vină unul cu mâna ruptă care zică nu-mi pui nicio mână în gips, mă, pun eu un fular mai vechi și îl strâng. E posibil. E posibil și atunci am cam pus-o. Am cam pus-o. Bine. Hai să prorogăm, ca să zic așa, subiectul 2. Ce zici? Noi aveam să facem, hai, zici că ne ferim acum. Știți foarte bine că de când am intrat noi în mică pauză, adică acum vreo 2 săptămâni, s-au întâmplat 2 evenimente majore în România. Una a fost povestea asta pe care am abordat-o până la acest punct al emisiunii cu cazul de la Sfântul Pantelimon. A doua poveste e cu agresiunile sexuale de la SNSPA. E vorba de o investigație publicată la finalul lunii, da, iulie, de colegii de la Snoop. Da, da. Snoop.ro e un site de investigații recent lansat de o parte din fosta echipă de la Libertatea. Ei bine, oamenii ăștia de la Snoop au realizat o investigație care ni-l dezvăluie pe marele nostru sociolog Alfred Bulai, ca friind un mare abuzator sexual în SNSPA, și sigur tot în contextul ăsta s-a vehiculat și numele Marius Pieleanu, un alt prieten de-al nostru din câmpul sociologic. Mă rog, spre deosebire de, vezi, uite, aici probabil că e vorba și de, nu știu, lipsa mea de informații în general, așa uneori, poate chiar o formă de ignoranță, eu nu l-am perceput niciodată. Tu mi-ai spus că ai auzit că Bulai ar fi în zona asta de prădător sexual, basically. Eu n-am auzit nicio formă de zvon niciodată despre Bulai. În schimb, am auzit și am și scris public, am scris pe Facebook acolo, informații la prima mână despre acest Pieleanu, care Pieleanu și-a dat și el demisia. Da. În contextul ăsta, că sigur toată lumea aici de asta cumva... Asta cu demisia e un termen excesiv, pentru că Pieleanu cel puțin nu era propriu-zis angajat al universității, al SNSPA, era cu o formă de colaborare, deci și-a întrerupt colaborarea, dacă vrei, nu și-a dat propriu-zis demisia, că n-avea de unde să-și dea demisia. Acum mie neclar în ce măsură să mai poate rostogoli mecanismul de cercetare al Comisiei de Etică de la SNSPA, în ce măsură să mai pot răsfrânge decizii asupra lui Pieleanu dacă el a întrerupt colaborarea cu SNSPA-ul. Aici, ne fiind vorba de o chestie din asta, de o procedură judiciară,
am altă părere față în cazul Pieleanu. În cazul Pieleanu vorbesc, da. Că în cazul Bula, în cazul Bula e procedură e, judiciară. Și deja e pornită, da. Da. În cazul Pieleanu, faptul că și-a dat demisia abia asta, sau mă rog, și-a anulat contractul ce avea el acolo, abia asta îmi confirmă, știi că vorbeam noi mai devreme de ce n-au dat alea declarații, puneam noi aici, mă întrebai tu pe mine, ne completam noi aici. E aici, pentru mine asta este foarte, foarte clar. E fucking evident. Adică omul a zis, deci eu nu mai stau aici pentru că e gata. Bă, arde. Trebuie să fug de aici. Și a fugit. Na, omul ăsta, după părerea mea, și din informație pe care, da, nu doar că eu am spus o poveste pe care o știu de probabil 10 ani, poate 15 ani, și care la momentul la care am aflat-o era deja veche, au fost oameni cu nume și prenume care au vorbit despre lucruri punctuale care li s-au întâmplat lor din partea lui Pieleanu, acum au vorbit. Da. Lucruri, cum să spun, la fel, fără, nu erau debatable, cum frumos spune japonez. Deci nu aveai ce să discuți despre ele, niciodată. Erau clare. Am vrut doar să menționez că ne gândeam să abordăm și subiectul ăsta, ca să nu rămână așa o nebuloasă, mamă ce subiectare aveau pe mână Stoicescu și Vanghele, dar ne mai fierb un pic până săptămâna viitoare. Pe de altă parte, sunt de acord cu tine, n-aș vrea să-l expediez în 15 minute și să-l fușerim așa, zicând doar câteva lucruri de suprafață, în contextul în care și acest caz a fost ultra dezbătut. Da, el a apărut pe piața publică înainte de cazul Pantelimon și a fost întors pe toate părțile. Ce ți-aș propune eu e să încercăm să revenim la subiectul ăsta, ediția viitoare a judecății, și să încercăm să luăm pe cineva din Comisia de Etică de la SNSPA sau pe cineva de la Departamentul de Sociologie unde lucra, al cărui șef era acest Bulai. Da. Pentru că mie mi se pare că în afară de Pricopie, rectorul SNSPA, s-au auzit extrem de puțin vocile din SNSPA pe tema asta. Da. Și e o tăcere care pe mine mă deranjează în primul rând și o să încerc până săptămâna viitoare, poate reușesc să conving pe cineva. Am mai încercat și săptămâna trecută, fac și această dezvăluire publică, am încercat săptămâna trecută să conving pe cineva din SNSPA, de la sociologie, să vorbească cu noi pentru publicul judecății. Și am fost refuzat și am încercat să ofer argumente persoanei respective de ce cred eu că nu e o strategie bună. Că ar trebui să vorbească, da. Și n-am reușit eu să conving, o să mai încerc, face parte și asta din meseria noastră, să încercăm să convingem oamenii să vorbească în anumite circumstanțe. Cred că e important să se audă voci de acolo, din interior. Că dacă l-auzim numai pe Pricopie, sentimentul meu în toată povestea asta cu SNSPA-ul e că Pricopie a încercat să ne demonstreze că el ia măsuri. Da. Și că implementează mecanisme și că face, drege, să scape el repede de problemă. El e rector acolo, ia măsuri part-time, cel puțin o perioadă din viața lui. E rector de 12 ani. Da, pe asta vreau să spun. O parte mare din mandatul ăsta lui, care pare așa un fel de mandat din ăsta dinastic, știi? A fost part-time, pentru că el mai avea un job, s-a închis, deci nu făcea nimic. Era unul dintre țuțerii lui Gabi Oprea, și în această calitate conducea ceea ce se numea Academia de Științe ale Securității Naționale. O, da, aia, ASSN. Da. Despre care cu foarte multă greață am scris până anii, cred că 2015, atunci când eram cu Oprea, când era frumos, că i-am căutat. Aia care luau rentă pe rentă, viață. Rentă viageră, da, și aveau un sediu cât camera asta în care suntem noi plus regia. Ei nu se întâlneau, adică nu făceau nimic, doar a dat Oprea o daia și a zis gata, mă, veniți aici și cine e membru aici își ia rentă viagere. Da. Asta e Pricopie, adică hai totuși să punem puțin lucrurile în context. Și da, vreau să facem asta,
Eu am avut un, să zicem, rent la adresa doamnei Miroiu de la SNSPA. Cum să spun, un rent, n-am nicio... Doamne, ai avut un rent pe Facebook. Pe Facebook, da. N-am nicio problemă cu doamna Miroiu, nu mi-a făcut nimic niciodată, doar o formă de dezamăgire mi-a produs, nu acum când s-a aflat, ci ani și ani de zile, eu știind ce făcea Pieleanu, puteam să dă Bulai, nu știam, dar știam de Pieleanu, și în același timp, de fiecare dată când mai auzeam cât un zvon și mai auzeam cât un zvon și mai auzeam cât un zvon, prima mea întrebare era, bă, dar ce face, bă, nene, femeia aia acolo? Înțelegi? Man, încă o dată, dacă era facultatea de Dream Theater și eu eram eu acolo și veneam Anelar, eu făceam ceva, nu știu, aprindeam, dădeam foc, făceam cu luminile, făceam ceva rău acolo. Bine, asta e genul de comparație spumoasă, da, care te caracterizează, Vanghelian, dar care nu e corectă până la capăt. Da. Adică, mă rog, în fine, exact din motivul ăsta că e o discuție care are nevoie de un timp mai îndelungat la dispoziție decât mai avem noi propriu-zis, că nu ne propunem să stăm până la 11 noaptea. Nu. Exact din motivul ăsta îți propun să o lăsăm pentru ediția următoare, că și eu am câteva lucruri de spus. Perfect. Pe tema Miroiu, care sunt un pic contrare unghiului din care privești tu. Primesc. Dar până la urmă și asta e valoarea, da, dialogului nostru aici. Nu să, păi, ne, da, provocăm unul pe celălalt să privim și din altă pătrățică, da, lucrurile. Da, păi, dar nu asta a fost tot timpul, nu suntem aici în cor, sau, mă rog, suntem în cor când cred că e de... Dacă vorbim de Ciucă și de Ciolacu, mi-e teamă că suntem condamnați la cor. Da, bun, bine, păi hai, atunci... Sincer, trebuie să închidem emisiunea dacă începem să avem diferent pe Ciucă și pe Ciolacu, adică dacă mie mi se par bun și ție răi, ceva s-a stricat iremediabil. Nu, păi nu închidem emisiunea, dar oprim astea și le vindem până joia viitoare, nu mai e nimic aici, porumb direct în frumoasa noastră cămăruță. Da. Păi hai repede la Ursar atunci, dacă vrei Ursar, bănesc că vrei Ursar. Vreau măcar pentru personajul pe care îl debutez eu, da? Rog, rapid. Știu că ți era dor de prietenul tău, de un alt prieten din zona politică, Sebi Burduja, zis și Tianu. N-am mai zis nimic de Burduja. Stelian Burdujan. Da. N-am mai zis nimic de el în ultimele săptămâni și greșim. Trebuie să le amintim românilor că există acest specimen politic. Românii trebuie să știe. Românii trebuie să știe, da. Și trebuie să mai știe românii că Sebastian Burduja, citesc o știre de la finalul lunii iulie, acum vedeți, dacă noi n-am mai avut emisiuni în ultimele săptămâni, îl nominalizez pe unul la duhul rău, care n-a făcut propriu-zis ceva fix în ultima săptămână calendaristică, dar a făcut de când n-am mai fost noi la judecată. Și atunci Burduja i-a anunțat pe român la final de iulie, la Prima News, că va candida și în 2028 la funcția de primar general al capitalei. Tu mă asculți, e important. Întrebarea e dacă crezi că va lua tot cu o cifră sau cu două, păi, la procent. Tu spune-mi și după eu aia zic, am da. Eu. Și zice Burduja, candidează și în 2028, zice avem un proiect, avem o echipă, avem consilierii generali, deci are totul pregătit. Deja suntem în 2024, dar planul pentru București, să știi că va fi valabil și în 2028. Avem acest plan, este important să-l construim. Și mai zice Burduja, cred că doamna Firea nu va mai candida, și cred că nici domnul Piedone nu va mai candida, deci frica care a motivat mulți bucureșteni să nu mă voteze nu va mai exista. Și atunci completez eu, are șanse. Doamne, ferește-mă! Închid și paranteza și completările și duhul, asta e nominalizarea mea, da, nu da, mai eu simt nevoia să o comentez, comentează-o tu. O comentez eu repede. Eu și dacă mi-ar fi furat Piedone voturi, n-aș fi spus că mi-a furat Piedone voturi. Înțelegi? Aș fi zis, domne, nu știu, a fost nasoasă. Dar n-a zis de furat, a zis de frică. Da, nu, a zis că ceva de genul că oamenii s-au temut că își rosesc votul pe el și atunci l-au votat pe Piedone. Asta a spus. Dă-o dreacu, asta a spus. Eu dacă, adică, să fiu eu, individul, candidat, nu știu, la șef de scară, la ceva și să zic că să ajung eu să spun despre mine, domne,
Da, probabil că oamenii au stat, au cumpănit și s-au temut că s-ar putea să iasă Piedone și strică votul pe mie și atunci i-au dat votul meu lui Piedone. Eu atunci, nu mai, gata, opresc totul, plecați de aici toți și candidez la Stanford, la astea, nu mai e de stat aici. Deci asta e... Uite, vezi, eu n-am făcut efortul să pătrund cu foarte multă logică aserțiunea lui Burduja, pentru că știu că e instrumentarul greșit, adică nu, știi, greșit. Să vii cu genul proxim și diferența specifică să-i analizezi discursul lui Burduja, te descalifică pe tine. Vezi, îți dai seama dacă s-ar uita ciucă la asta și ar auzit de genul proxim, vai, dar mă, ce zice știa, băi, unchiule aici, da. Deci, tati, nu, Sebastian Burduja, acest proiect pe termen lung al meu, mi l-am asumat așa, trebuie analizat cu toate mecanismele avute la îndemână de un cetățean întâmplător și ziarist, adică și cu logică, și cu investigație, și cu alea, și cu alea, dar și cu alea. Așa e, eu așa propun, pentru că, uite, aspirațiile, nici nu, tu stai așa și treci pe stradă și pac, mai apare că o aspirație de-a lui Burduja, înțelegi? De a ne conduce, practic, de a ne înstăpâni. Da. Și atunci, nu știu, eu vreau să, știi cum e la loviturile libere, eu stau la zid acolo, stau așa, la, știi, la zid și stau în zid acolo, că totuși cred că... Nu, tu ești ăla care stă întins pe jos. Exact, că poate, că poate, da, că poate trage pe jos. Exact, știi? Că poate trage pe, dar nu poate, ca și pentru aia, adică acolo PSD-ul mai știe să facă asta, sparge mingea. Nu, aici e mai simplu, totuși. Slavă Domnului. Da. Bun, deci asta am avut eu de spus despre ursarul tău. Eu am un ursar tristuț, așa un picuț. A murit Nicu Covaci. Care Nicu Covaci a fost un rebel, așa sigur, în ultimii ani de zile, cu tot felul de poziții din astea, din ce în ce mai dubioase, așa mai departe, dar totuși omul ăla a însemnat mult pentru cultura românească, asta contemporană. La ce te gândești, că a fost pe la evenimentele AUR sau unde a fost? La nunta lui George Simion, nu știu unde inclusiv a fost, unde a cântat? Nu, la nunta lui George Simion, parcă nu? Nu, dacă, asta sigur, astea sunt așa niște spike-uri de tembelism, nici n-ar o să le discutăm. Probabil că au mâhnit pe multă lume. Dar dincolo de asta... Pe tine înțeleg că te-au mâhnit. Pe mine m-au mâhnit, dar pe mine m-a mâhnit, cum să spun, conduita lui din ultimii ăștia 15-20 de ani, o formă de a instrumentaliza până la urmă Phoenix. În fine, sunt multe detalii. Eu chiar am citit, îi știu pe oamenii cu care a cântat, îi știu foarte bine, adică am fost... Am urmărit traseul lui și, până la urmă, ți-am spus, conduita lui în viață. Pe de altă parte, este fără doar și poate un simbol al culturii românești contemporane. Deci a fost un om mare, în ciudă, și Waters ar trebui să fie patrimoniu UNESCO, am vorbit despre asta. Faptul că e un cretin, acum e altă discuție. Da? Omul ăsta și-a dorit să fie incinerat. Așa a considerat el. Nici nu contează dacă e teribilismul pe care, cum să spun, el l-a acomodat în el și în etosul lui și acum, bătrân. Nici nu mai contează. Așa a vrut el, să moară incinerat. Inclusiv ca ideea asta cu pasărea Phoenix, care și, adică nici nu mai contează de ce. Da. Așa a vrut el. Bă, și pentru că n-a făcut nu știu cum cu dosar, cu șină, cu tare, deși a spus-o public în repetate rânduri. Ce, să meargă la notar? Da, să domne, legalizeze. Auzi, că trebuia să dea la notar scris. Și în lipsa acestei declarații scrise, familia a zis, nu, domne, că e creștin ortodox. Omul ăsta a fost multe, dar creștin ortodox, așa și eu sunt creștin ortodox, dar nu m-a întrebat nimeni când m-a făcut creștin ortodox și nici n-am timp să mă fac, nu știu, bahai. Păi sau asta vroiam ceva. Să zic, că de fapt există un formalism al titulaturii de creștin ortodox care nu ține propriu-zis seama decât de un unic fapt, dacă ai fost botezat sau nu. Dacă ai fost botezat, ești creștin ortodox, consemnat ca atare în anale, nu te mai întreabă nimic dacă ești practicant sau nu.
practicant sau whatever. Da. Deci omul, uite că mă corectează ceva și are dreptate, cred că a zis să moară incinerat, Doamne iartă-mă, să fie incinerat după moarte. Să fie incinerat, da, evident. Așa este, ai zis, da. N-am mai intervenit eu că... Da, bine că m-ați corectat care ați zis-o. Mă rog. Da, era cumva de înțeles, da. E și în vorbirea liberă să mai da. Întâmplă. Așa, da, și... Familia a zis, nu, domne, trebuie îngropat și au făcut cumva contra dorinței lui. Înțeleg că la o formă oarecare de presiune a unor popi de pe acolo, de pe la Timișoara. Mie mi se pare rușinos ca în anul 2024 să fie nevoie de, nu știu, să vină notarul, inclusiv înțeleg că la păpatul de moarte, la... atunci, cu ultimele momente. Da, nu te supăra, primii care nu i-au respectat dorința au fost chiar membrii familiei. Da, sigur că da, dar e vorba de o presiune din asta tembelă care există, că probabil membrii familiei, dacă l-au iubit pe omul ăla și dacă oamenii din apropierea lui i-au spus, băi, șefilor, băi, oameni buni, omul ăsta așa a vrut el, bă, lăsați-l, bă, așa cum a vrut el. E, nu, au venit popii și au băgat limba în ureche, probabil, nu știu, că n-am fost acolo să văd ce s-a întâmplat. Și au zis, dom'le, că așa e creștinește și l-au îngropat pe om. Mie mi se pare o mizerie abjectă, nici nu mai contează cine a comis. Da, ai dreptate tu, că primii vinovați sunt oamenii care au dreptul de decizie. Până la urmă ce faci e ca la morgă, trebuie să iei cadavru de acolo. Da. Nu pot să iau eu pe gigel, trebuie să fiu rudă sau ceva. Exact. Mizerabil. Mizerabil și un, cum să spun eu, un sfârșit pe care omul ăsta nu-l merita. Repet, cu toate umbrele peste lumina care a fost el. Nu-l merita și pe mine m-a enervat foarte tare asta și, repet, mă enervează că încă în România să mai pune în discuție chestia. Păi dacă ăla a zis de 100 de ori că vrea așa, l-a săltat așa, că așa vrea el. Și tu vrei să avem discuții despre protocoale da, de sistare da. A life support în secții de terapie intensivă, când la noi e controversat și dacă să te incinerezi sau nu, după ce ai dispărut dintre cei vii. Da, un căcat. Și chiar ți-am zis, m-a enervat chestia, dar am citit, ai zis, uite bă, ce proști sunt ăștia toți. Da, păcat. Asta este. Bine. Ovidiu, ca de fiecare dată la finalul judecății de acum, le reamintesc celor care ne privesc sau ne ascultă în varianta audio-only a emisiunii că avem și cont de Patreon, patreon.com/judecata de acum. Găsiți link-ul și în descrierea acestui clip de pe YouTube. Putem fi susținuți la respectiva adresă cu donații modice, 1 euro pe emisiune, 4 euro pe lună sau, dacă vă dăm mâna mai mult, pentru că e editabil câmpul respectiv, deci puteți introduce orice sumă. Și nu doar pentru că e editabil, ci uite, de exemplu, pentru că de Sfântă Maria, când toată lumea e probabil vis-a-vis de coma alcoolică, cel puțin o parte din prietenii mei care știu unde sunteți, așa... Și vin după voi. Și da, sper să mai am resursele să nu dorm în noaptea asta în București. Deci... Iartă-mi gluma proastă, dar încearcă să nu fie chiar comă, că poate ajungi naibii printr-un salon de terapie era intensivă. Era cum să spun eu, o licență poetică. Foarte multă lume are senzația că mă îmbăt așa niște feluri din astea. Dar și tu ții la această aură legendară, știi? Adică depui totuși eforturi consistente în a ne face demonstrația faptului că ești un bețiv. Da, de multe ori, știi, mă constat eu pe mine cumva cum era El Bundy, știi, pe vremuri, care în fiecare episod își amintea el cum a dat 4 pase de alea în adâncime de fotbal american într-un meci. I s-a întâmplat o singură dată, evident. Cam așa sunt și eu mai nou, tati, cu asta, cu șprițul din păcate, știi, l-am luat pe ăla, pe consilierul lui Rafila, l-am luat un picuț la ciocane, că era foarte dobitoc,
Și după ce mi-a zis că sunt securist, după aia mi-a zis ceva de genul că s-a uitat el probabil că eram pe... Dar stai un pic, unde l-ai luat? Pe Facebook. Nu, e, na, nu pe Facebook. Și ți-a răspuns? Mi-a răspuns, mi-a încercat acolo și unul din... Adică mai întâi a fost ăsta, că știu cine ești, cel puțin maior, nu știu ce dracu frutie să spun să fie sănătos. Și noi papagalele, nu știu ce, și după aia mi-a zis... păcat, nu știu, ceva, că sunt la, că eram la mare, eram la Sozopol cu prietenii mei și bineînțeles că beam, că doar nu am mers să facem castele de nisip, deși am făcut niște tentative de castele de nisip cu copii, cu copiii prietenilor. Ești bețiv, mă rog, sugera ceva din zona asta, zis, bă, papagale, nu, stai la un loc, adică dacă e cazul, nu mai nimeresc să găsesc telefon și oricum e din ce în ce mai rar cazul, tati. Asta voiam să... Ai și tu o vârstă. Am o vârstă, tu-i mama, dar și, poate mai am așa cât un spasm, știi, mai dau din piciorul și un pic uneori pe partea asta. Da, deci... Ca să îi se mai întâmple din când în când cât un spasm de genul ăsta și lui Ovidiu Vanghele, intrați pe Patreon. Exact, da. Că uite, e la muncă atunci când toată lumea huzurește, tati. Hai să-i punem ceva în păhărelul ăla de plastic care să nu fie apă. Exact. Bine, Ovidiu. Pe săptămâna viitoare. Mulțumesc frumos, man. Mulțumesc. Corect. Și eu pentru discuție. Cele bune, salut. Noroc.